Next Fighter is back. 20 aprilie 2023. Live pe YouTube-ul RXF. Două echipe, Team Maria vs. Team Samira. Cine va câștiga? Abonează-te pe rxf.ro să vezi. Tingu Florentin, zis și Versus, se întoarce în RXF Slap pentru a-și lua revanșa. Am oportunitatea de a reveni în RXF Slap 2, din același motiv pentru care am participat și prima oară. Mă întorc pentru a repara și șterge greșelile făcute în prima ediție. Drugă Daniel vrea să-și redobândească statutul de campion. Să fii cel mai bun nu-i ușor, dar nici imposibil. Vreau să redevin campion, să câștig și să fac istorie. Versus are tot ce trebuie pentru a câștiga și va fi greu să-i reziste cineva, mai ales după prestația lui din prima ediție. Am toate calitățile necesare pentru a câștiga. Sunt mai pregătit și motivat ca niciodată. Nimic nu-l va opri să câștige. Cariera lui nu se oprește aici. De-abia începe. Are toate șansele să-și mai adauge câteva centuri în vitrină. Nimic nu mă va opri să câștig. Sunt pregătit pentru oricine din RXF Slap 2. Voi învinge indiferent de adversar. Voi arăta lumii ce pot și voi câștiga premiul cel mare în valoare de 10.000 de euro. Bună seara, dragii noștri iubitori ai sportului și urmăritori ai canalului de YouTube RXF. Suntem în aceeași distribuție, așa cum v-am obișnuit, astăzi zi de marți, la emisiunea Fight Club, însă de această dată live, pentru că are loc marea gală Slap, a doua ediție a acestei gale de Slap, însă, înainte de a prezenta invitații din platoul emisiunii, am bucuria de a aminti sponsorul principal, Barracuda Coin, și, bineînțeles, în aplauzele dumneavoastră alături de mine, preamăritul și prea fericitul meu coleg, Ionuța Todiresei.
Mulțumesc pentru frumoasa prezentare ca de fiecare dată. Nu-ți mai găsești cuvintele. Prea înalta mea colegă la mine, Mihaela Târzianu. Data trecută s-a făcut piele de găină la RXF Slab 1 și cu siguranță și această gală va fi excepțională. Ne-a adus și noroc, Ionuț, pentru că am fost la storiul lui McGregor și dincolo de asta, prin RXF și sponsorul principal, Barracuda Queen, am ajuns în Dubai la sala UFC. Așa este. Și au făcut milioane de vizualizări, da, clipurile din gala trecută, dar până atunci hai să prezentăm invitații. Dacă îmi permiți, voi începe eu cu primul invitat din această seară, alături de noi în platoul emisiunii, este foarte bine cunoscut, nu numai de România întreagă, dar și de cei care iubesc sportul cu adevărat. În aplauzele dumneavoastră și cel care este arbitru acestor meciuri în Gala Slab cu numărul 2, maestrul Sandu Lungu. Bună seara și bine ne-am reîntâlnit! Să rămână, bine v-am găsit! Ne bucurăm să fiți alături de noi și la această ediție, la fel cum ați făcut și data trecută, să arbitrați cu maximă corectitudine față de toți cei care urmează să intre în aceste meciuri. Iar cel de-al doilea invitat, doamnelor și domnilor, Sebastian Vieru, promotorul galelor RXF. Bună El seara, este și tartorul. Bine v-am găsit. Toată lumea să-i scrieți lui Sebastian Vieru, nu mai îmi scrieți mie, pentru că nu fac eu meciurile. Spun și eu bună seara, Sebastian, ne bucurăm să fii alături de noi și aducem mulțumiri totodată că te afli aici în platou și facem mulțumirile oficiale înainte de a spune și despre fidelitatea celor care ne urmăresc în fiecare zi de marți și joi la Fight Club și, bineînțeles, și pe colegii noștri care prezintă emisiuni. Însă vreau să-ți aducem mulțumiri ție că ești tartor, cum a spus, dar nu la neplăceri, ci la bucurii, am avut parte de o tabără în Dubai. Suntem o echipă, după cum se și vede și după cum se și simte în tot ceea ce facem. Mulțumim partenerilor noștri pentru că sunt tot timpul alături de noi și au încredere în ceea ce facem și se vede foarte bine încrederea acestora prin tot ceea ce ne susțin și toate proiectele care noi le venim către ei și ne sunt susținute. Și ca atare, ce să zic, mergem mai departe și mergem mai departe cu speranța că va fi din ce în ce mai bine. Cu siguranță, întotdeauna trebuie să aderăm către perfecțiune și sunt convinsă că ne va ieși. Înainte de toate, vreau să le amintesc celor care ne urmăresc că RXF se dezice de orice comportament nesportiv și în atenția dumneavoastră vă rugăm, atât pe cei care ne urmăriți, cât și mai ales persoanele prezente fizic în această seară la Gala de Slab, să fie un comportament ca atare și sportiv. Vreau să vă amintesc și că pe data de 20 aprilie are loc și gala Next Fighter, acolo unde tinerii sunt pregătiți. Poate ați urmărit pe canalul de YouTube emisiunile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră până în prezent și cu cei care vor intra în cușcă la Next Fighter. Să nu uitați totuși să dați un subscribe și clopoțel și totodată de aplicația RXF, aplicație care vine în atenția dumneavoastră într-o nouă versiune atât pe App Store cât și pe Google Play. Sandule, cum a fost gala trecută și ce ați schimbat? Crezi că ai acumulat experiențe ca arbitru să stai acolo între cei care se pălmuiesc? Foarte mare experiență. Gala trecută a avut un succes pe plan mondial, a făcut în conjurul lumii. A fost un spectacol extraordinar și live este, chiar văzând, fiind arbitru, live mi se pare că este extraordinar. Un spectacol care concurează cu sporturile de contact. Avem un premiu la bătaie în valoare de 10.000 de euro. Crezi că creșterea acestui premiu, fiind mult mai mare decât data trecută, vor fi și mai motivați totodată cei care vor participa? Cu siguranță, bineînțeles. Este o sumă care, eu vă zic sincer, eu în câte lupte am avut, doar în străinătate am primit așa burse. Am adică zis. Concurează cu bursele din străinătate. Sebastian, de ce ați ridicat premiul de la 5.000 la 10.000? Scopul nostru este să facem, participanți, da? Concurenți din ce în ce mai buni, mai pregătiți și de ce nu și de dincolo, de peste hotare. Ca atare, premiul respectiv trebuie să fie atrăgător și dorit și de ceilalți care sunt destul ușor vor veni către noi din Polonia sau din alte țări. De ce Simeon Comșa, campionul de data trecută care a câștigat RXF Slab 1, centura, nu se află printre cei care participă în această seară? Este decizia proprie a lui, personală, întrucât noi am dorit să, ca el, pentru că formatul nostru este ca fiecare campion trebuie să-și apere centura la fiecare competiție. În schimb, el a avut niște pretenții financiare care nu pot fi nici vreodată
eu zic că în România acoperite, pentru că nu și-a, din punct de vedere audiență, să zic așa, lucruri care se pot întâmpla, adică nu se doreau acoperi de către noi. Adică oricum ne-am mărit premiul, eu sunt convins că dacă vinea și participa avea șanse reale să câștige, să câștige. Deci era oricum din start era undeva la dublu din punct de vedere financiar, iar avea și prima cele de 3.000. Deci el din punct de vedere financiar era mult peste, dar a fost decizia lui. Noi n-am avut decât să o respectăm, ca atare avem posibilitatea să vedem în seara asta un nou campion. Că tot am amintit de aceste propuneri pe care deseori le fac sportivii și nu numai amatorii de a intra în aceste gale, vreau să subliniez faptul că este pentru prima dată, să spun așa, când un amator poate intra în cușcă și este și remunerat sau premiat de către sponsorul principal pe care noi îl avem, echipa RXF, dat fiind faptul că, așa cum a zis și Sebastian, poate pretențiile sunt mult prea mari, însă trebuie să privim lucrurile acestea și ca o bucurie și o experiență cu care mulți dintre ei se întâlnesc pentru prima dată. Clar. Data trecută Simeon Comșa a făcut spectacol și imaginile cu el au făcut în conjurul lumii. Crezi că în această seară vom avea parte de un astfel de erou care să ducă atât de multe palme? Noi nu există o formulă clară, adică nu există o metodă de a măsura câte palme va duce unul sau celălalt. Noi ne dorim să fie spectacol. Acest tip de competiție nu asigură decât spectacol, adică nu este clar că spectacolul va fi. Ne dorim să vedem, poate, neapărat ne dorim, dar poate vom vedea și noi ca autori, având în vedere că unul dintre participanți este fost luptător sau este încă activ luptător de kickboxing. Deci el va ști să aplice lovitura. În schimb, regulamentul l-am împreună cu Sandu, pentru că învățăm, uităm și la alții și ne dorim să ne perfecționăm. Am modificat regulamentul în așa fel încât să existe show-ul să fie un pic mai mare. Crezi că și în această seară va vorbi Dana White, promotorul UFC, despre acest RXF Slap 2? Noi sperăm, vom vedea. Doamne ajută! Doamne ajută! Vreau să le spun și celor care ne urmăresc că minutele următoare îi vom da legătura și colegului nostru, dar până atunci și cea care ne va fi de ajutor cu interviurile din această seară este colega noastră Daniela Mireanu. Vă veți bucura pe tot parcursul acestei gale și transmisie live prin intermediul emisiunii Fight Club cu sponsorul principal Barracuda Coin de momente unice. Până atunci vreau să-i dau legătura colegului nostru, așa cum bine îl cunoașteți deja din toate gale, RXF, Mike Diamond. Bună seara! All right, ladies and gentlemen, good evening, ladies and gentlemen, bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit. Suntem la RXF Slap, ediția a doua. Suntem în cușca RXF, în curând, alături de campionul nostru, Sandu Lungu, să dăm drumul la cea mai tare competiție de palme, care va avea ca premiu principal 10.000 de euro, iar premiu secundar 3.000 de euro și premiu special 3.000 de euro. Salut, Sandu! Welcome to the Rocket! All right, ladies and gentlemen, partenerul nostru este Barracuda, o nouă platformă de criptomonedă adaptată pentru orice joc online. Așadar, hai să-i dăm startul la competiție. Doamnelor și domnilor, introducing colțul albastru, Zishi Pisco, 95 de kilograme, muncitor în construcții. Aplauze pentru Hreceniuc Narcis! Salutare tuturor, mă numesc Hreceniuc Narcis Gabriel, sunt din Suceava, am 22 de ani. Am decis să vin la această gală, deoarece vreau să câștig. Am un pic frică de adversar, dar nu mă las. Am parcurs circa 2000 de kilometri pentru acest concurs. Întâi cu avionul din Belgia până la Iași, de la Iași până la Suceava și de la Suceava am condus toată noaptea pentru a ajunge aici pentru acest concurs. Sunt foarte motivat să câștig, pentru că nu prea am fost susținere din partea prietenilor, cu atâta părinților care nu au fost de acord, dar o să mă înțeleagă și o să trec pe toți peste, când o să vadă ce pot și de ce sunt în stare. Am vrut să particip la acest concurs, deoarece de mic mi-a plăcut să-mi fac banii mei. De la 10 ani am început munca agricolă, pe câmp, cu animale,
Am mai crescut un pic, la 13 ani am început munca în construcții, făceam și școală, am terminat 11 clase profesional mecanică și m-am angajat la un service unde reparam camioane. Și asta e și pasiunea mea. Îmi plac senzațiile tari, drifturi, adrenalină, cai putere. Și asta m-a motivat să particip la acest concurs, să simt adrenalina unei păli. Mă simt foarte pregătit, am încredere în mine și nu mă voi lăsa orice ar fi. Visul meu este să fac propriul garaj, unde să restaurez mașini, să repar mașini. Premiul cel mare ar fi un început bun pentru visul meu. Ladies and gentlemen, și acum să-l chem pe oponentul său. El este practicant de kickboxing, asistent medicina muncii, 97 de kilograme. Aplauze pentru Spătărelu Ionuț! Vă salut, mă numesc Spătărelu Ionuț, vin de la Ungureni. Mi-am propus să vin la acest concurs, să-mi fac nebunia mea. Mi-a picat mie pata pe nebunia asta. Nu știe nimeni că am venit aici, nu știe familia, nu știe nimeni. Soție i-a spus când am ajuns aici. Practic sport de când mă știu, sunt sportiv. Ce să vă mai spun despre mine? Am o nebunie cu sportul, nu pot să stau fără sport, nu mă simt bine. Așa, am pregătit ciocanul, am venit să-mi fac treaba și gata. Vă pup și vă salut. Urmăriți totul pe RXF Live. Bun. O să alegem banul sau stema? Stema? Banul. Deci tu începi. Începe colțul auriu. Poți să-ți dai pudră și după aia zic mai departe. Mâine să fie la spate, da? De el numai când dă. Bun, hai aproape, mâinile la spate. Mâinile la spate. Bun. Deci piciorul nu-l dai în spate, poți să flexezi, să stai, dar să nu ți-l muți. Picioarele trebuie slipite de masă. Și avântul ți-l dai cu. Bun, o secundă. Nu dăm la ureche. Pe masă, da. La spate, cei care preuzi. Wow! Wow! Deci, se pare că s-a terminat din prima palmă. Are 10 secunde de a să-și revine, să-și revină. Se pare că nu mai e în cazul. Dacă tot era vorba de spectacol, uite, spectacol oferit de la prima palmă la RSS Lab. Maestru Sandu Lungul numără acum, pentru că a spus... Dacă nu e în regulă, se încheie meciul, însă el spune că ar vrea să continue și de aceea până la 5 a avut timp de a se decide, însă nu e sigur de a-l expune la o astfel de lovitură. Este decizia arbitrului, ladies and gentlemen, câștigător Spătărelu Ionuț!
Nu-i bine. Eu dacă eram în locul lui, lui Spătăre, lui Narcis, eu mai acceptam să continui doar ca să lovești și odată. Da, da, merită aplauze, da, merită pentru aplauze acest pentru... meci. El și-a dorit foarte mult să continue. Continuăm și noi să comentăm imediat, însă propun ca în aceste minute să o prezentăm și pe colega noastră, Lorelai, cea de care vă bucurați pe canalul de TikTok, acolo unde face emisiuni. Bună seara și bine ai venit în platoul emisiunii Fight Club. Bună seara și bine v-am găsit. Stai că într-o parte nu-s la fel de mari. Da, poate, uite, e o premieră să te avem în platoul emisiunii și cu această ocazie vom anunța și pe cei de acasă când se vor difuza aceste emisiuni sau deja ei sunt obișnuiți, cei care ne urmăresc, pe canalul de YouTube și vreau totodată să știți că pe parcursul acestei emisiuni va rămâne alături de noi, de Sebastian Vieru și, bineînțeles, de meciurile live de care vă veți bucura până la momentul acesta. Eu am amuțit. Haideți să dăm legătura Danielei, colegii noastre, să vedem ce zice câștigătorul. Da, este acolo în cușcă pentru... Pentru că am amuțit cu toții, nu ne gândeam că se va termina atât de repede. Eu dacă eram în locul lui Narcis, eu continuam măcar să apuc să dau și eu o palmă. Păi da, dar nu l-a mai lăsat maestru Sandu Lungru pentru că nu era într-o stare foarte bună. Dăm legătura colegii noastre, Daniela Mireanu. Bună seara, Daniela! Ionuț, te așteptai să termine atât de repede această competiție? Sincer, da. Cât te-ai pregătit pentru competiția, pentru RxF Slab 2? Sunt pregătit toată viața. Cu ce te ocupi tu? Sunt asistent medical, lucrez la medicina muncii și în viața de zi cu zi, sport. Ți-ai folosit toată forța pentru a lovi, l-ai dat pe spate, la propriu l-ai dat pe spate. Sincer, nu știu dacă este toată forța, am dat cum am simțit. La final am văzut și un gest de fair play cu toții, te-ai dus și l-ai luat în brațe, ai verificat practic dacă este bine ceea ce și faci, nu? Sunt sportiv. Și până la urmă vorbim despre fair play. Pregătit pentru tura 2? Da, ce o fi să fie. Ce-ar trebui să știe următorul adversar despre tine? Ce vrea el? Transmite-i ceva! Cel mai bun să câștigi. Cel mai bun să câștige, vă spun și eu, dragilor, mă întorc la voi până la următorul interviu. Mulțumim, Daniela, într-adevăr, mă alătur și eu cuvintelor tale, cel mai bun să câștige, însă eu vă spun acum, chiar e momentul să comentăm, pentru că am văzut primul meci dintre Hereceniuc Narcis și Spătărelul Ionuț. Eu nu am mai avut ce să zic când am văzut cum a picat de la o palmă. Deci a fost pentru prima dată acum, de când prezentăm Slap-ul. Am văzut primul knockdown la RxF Slap până acum, n-a fost knockout pentru că și-a revenit relativ repede. A fost acolo, eu zic că a fost, era out el. Era out. Da, era out. Păi l-am văzut cum a ieșit din cușcă. Adică mi-a atribuit și eu un rol și o să mă ocup de chat, că au niște comentarii destul de drăguțe. Unul a fost, stai că l-au ținut și băieții dacă e. Ciprian a zis asta, înțeleg că trebuia să fie ținut băiatul, dar n-a, da, i-a luat prin surprindere pe băieți. Toată lumea pe toată lumea. Era dispus să continue meciul el, dar asta nu s-a confirmat și de către maestru Sandu Lungu, care... Sandu are o experiență destul de vastă, da, așa ceva și poate să-ți vadă în ochii tăi dacă ești capabil sau nu să continui. Cât de mult crezi că contează Sebi care lovește primul în foarte acest important. Campion? Foarte important. Acum Spătărelul s-a dus mai departe, s-a calificat fără să aibă nici măcar o lovitură. Exact. Deci ca atare este foarte important să lovești primul, e foarte important să lovești cu forță și cu putere și să și în următoarea rundă tot Spătărelul va lovi nu, primul? Nu, următoarea luptă, nu, se dă cu banul. Se dă cu banul. Se dă cu banul. Deci dacă norocul e de partea lui, poate să câștige competiția asta fără să-și ia o palmă. Da. Și pentru cei care poate până în prezent nu au urmărit galele de slap, adică galele prima, pentru că suntem la cea de-a doua ediție, fac bine încă de la început să vă spunem despre reguli. Sunt 4 meciuri între băieți și un meci surpriză despre care v-am spus între fete. De data aceasta ele nu se vor pălmâi peste față, ci peste fund, așa că va fi la final această surpriză. Însă cele 4 meciuri va fi anunțată semifinala prin câștigătorul din cele 4 și ulterior se vor pălmâi între ei până ajungem la finalist. Așa că sunt sigură și dumneavoastră că sunteți curioși despre cum se vor desfășura aceste meciuri și noi totodată aici în platoul emisiunii Fight Club. Mai sunt oameni care spun că, scuză-mă, o să tot intervii peste tine, cred că o să tot întâmple asta, care spun că i-ar fi fost dat cu palma peste ureche și podul palmei în bărbie
Și că de asta a căzut așa? Se poate da peste ureche, nu se poate da, dar inevitabil să nu atingă urechea cumva degetele. Pentru că palma e un pic mai lungă decât fața. Lovitura în bărbie este permisă, cum să nu? Pentru că este partea este din, peste față. Din față. Este partea din față, bărbia. Dar peste ureche nu e... Peste ureche nu este, voie să, nu este permis să lovești doar urechea. Adică, repetăm, mâna inevitabil... O va, am o văzut atinge. Reluarea. Deci se vede foarte clar că n-a fost lovitură. A fost în plină față, dar exact. Nu a fost peste... Acum nu stăm să căutăm scuze, asta s-a întâmplat, Spătărel Ionuț merge mai departe în semifinală fără să fi încasat nici măcar o palmă. Este un mare avantaj, eu văd un mare avantaj. Data trecută, gala trecută, și-au luat băieții câte 10-20 de palme chiar până au ajuns în semifinală cu, cu fețele tumefiate. Ionuț... Băieții au învățat, au urmărit are și alte competiții și este foarte clar că s-au pregătit pentru această competiție. Adică nu mai este ca data trecută în care au crezut că este o competiție normală, oricare de care dă mai tare. Aici s-au pregătit, este o tehnică, dacă ne uităm și la UFC Slap tehnica și la celălalt... Tehnica de lovire, în primul tehnică rând, de lovire, felul important. În care vine și cum îți iei având... Deci se modifică și ușor, ușor vom vedea sportivi mult mai pregătiți și lovituri mult mai spectaculoase. Sunt sigur că sunt sportivi mult mai pregătiți decât data trecută, pentru că este și un premiu mult mai atractiv. Exact. Eu vreau să ne întoarcem în cușcă la colegul nostru Mike Diamond, pentru că urmează meciul următor. Eu cred că trebuie întâi înainte să dăm la Daniela. Zic eu. Colega noastră are o surpriză pentru noi, așa că, Daniela, te ascultăm. Mai la bine, mă lași așa, pe din afară. Sunt alături aici de Perversul. Cum ți s-a părut meciul ăsta? M-a luat măseaua asta. Ți-e frică? Deci, nu-i de mine aici? Tu ai statura necesară. Statura e, doar statura. Mamă, i-a dat de... cu canciocul i-a dat, am înțeles că e după șantier, băiat. Asta e glumă. Glumă, Perversul, dar din prima lovitură l-a dat la propriu pe spate. Pe spate, tumba. Nu? Ți s-a părut primul concurent? Dar nu, mai oricum, dacă după concursul ăsta nici mai țip la nevastă, nu mai... Ți-e teamă că te dă pe spate. Eu am văzut așa palmă până la anii ăștia. Deci, practic, te-ai impresionat, asta vrei să-mi spui. Nu mă bag, la concursul ăsta nu mă bag. Dacă e ceva, palme pe fund, mă bag. Așa, nu, pe față. Întoarce-te un pic să vedem dacă te încadrezi. Hai că nu e rău. Cu una dintre fetele sau tot cu un băiat? Și cu două fete odată. Ele dă și eu dau la amândouă odată și ele mie. Și tu ei? Da, da. Cu ăștia nu mă bag eu cu ăștia cu... Tu n-ai văzut ce dulăi sunt pe aici? Și n-ai tu curaj, tu care ești cel mai curajos dintre... Eu sunt cel mai curajos. Păi să fii prost de bași cu unul ăla să-ți dea o palmă de asta. Dar tu ai văzut ce premiu avem? Tu ai știi cât i-a luat să cum se facă bine 7-8 de euro? Hai mă, că ai văzut... toate comenzile. Ai văzut că au fost... calculatorul, dragă, ăsta nu mai e bun de nimic. Eu, uite, nu mă lasă să termin o frază. Ai văzut că au fost concurenți care au luat 24 de palme și ne referim aici la campionul de tura trecută din Eric Sefsle. A modificat capul și lui Dunsu atunci. Am văzut modificat capul loc pe loc. Da, mă, nu mi-e frică, sincer. Nu că mi-e frică. Că până la urmă n-ai ce să pățești. Îți dă o palmă, caz jos, să-ți revii. Dar e vorba de cum îți dă. Tu ai văzut ce forajea de la ăsta, de la arunca? Și ție, de ce ți-e frică cel mai tare? Să de palma asta? Tu dai seama cum să uite în spate? Da, vezi ce partea bună, ai devenit viral. Păi dar nu acum am devenit viral. Păi nu, ai devenit și mai viral. Nu vreau așa. Nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie. Ai 15 minute de celebritate acolo, dar în căzătura asta. Tu ai stat să-ți dau la o palmă. Eu n-am stat nici pentru toți banii din lume. Păi ce să stai, mă, tu n-ai văzut ce a dat? Nu mă bag, mersi frumos. Sunt aici lângă voi, aplaud, eu țip, sunt bun la de-astea. La asta știm că te-am văzut de fiecare dată. Cu mur, nu nebunești. Dar să nu mă bag eu cu de-astea că mă omoară. Dar în cușcă mai intri odată? În cușcă aș intra, dar tot așa cu un dolofan de ăsta ca mine să ne tragem de țâțe. Nu mai îmi dă țăran de ăia, nu mai vreau accept de ăștia. Să-mi dea un dolofan de ăsta ca mine cu burtă. Așa ai un nume pentru noi? Nu am niciun nume, că mă bat cu oricare. Da, așa unul mai dolofan vreau și eu ca să compensez eu, ce zic că fiind ăștia mici sunt rapizi și mă lovesc repede. Și trebuie unul care să ne alerge repede. Grăsuț așa ca mine, să ne alăptăm amândoi. Altfel obosești. Dragilor, ați auzit și voi, Perversul n-ar intra în cușcă pentru palme, în schimb, în cușca RXF, într-un alt meci, ar intra, nu spune, nu? Poate îi pregătim și noi o surpriză, mă întorc la voi.
Mulțumim, Daniela. Sigur, îi se pregătește o surpriză alături de mine, după cum bine știe, este promotorul Sebastian Vieru și a înțeles că perversul își dorește un dolofan ca el în cușcă. Sebi, ce părere ai? Un dolofan? Sunt convins că mă putea găsi pe cineva de mărimea și de calibrul perversul, dar... Haideți să vedem, haideți să trecem pe gala asta 44, care va fi foarte spectaculoasă și avem deja meciurile deja anunțate. Să lăsăm la prima modestia deoparte, Sebastian, că toate galele au fost spectaculoase, nu? Îl putem vedea pe perversul într-un main event la un X-Fighter? Chiar sună bine. Chiar ar putea fi ceva interesant. Pentru că până acum, din ce ne-ai declarat data trecută, când am avut Next Fighter, ai spus că vor fi lunar câte o gală Next Fighter, da, până în decembrie. Și fiecare gală Next Fighter va avea câte un main event. Corect. Deci ar putea... Ar putea și el să poată să aibă un match ca main event într-un Next Fighter care urmează. Dar eu zic că timpul le vom vedea. Înainte de a merge în cușcă la colegul nostru și la maestru Sandu Lungu, Lorelai, voiai să faci și tu un anunț, așa că ai ocazia acum. Voiam în primul rând să salut YouTube-ul, să le mulțumesc că s-au strâns 3400 și să le spun că știu că pot fi mult mai mulți dacă dau și ei un share, un like și un subscribe. Mamă, am și titlul de jurnalist, să vedeți ce hate îmi iau pe treaba asta, dar nu-i problemă că sunt obișnuită. Deci dați și voi share, dragilor, ca să arătați prietenilor voștri că țineți la ei și că vreți să fie toți de sex masculin aici, măcar la ultimul meci cu palme peste fund, că știu că pentru ăla stă lumea. Mulțumim foarte mult, așa că, Mike, ai legătura! All right, ladies and gentlemen, Eric Sef Slap 2, următorul duel, introducing first către colțul negru. El este antreprenor, îi place... Boxul, 94 de kilograme. Aplauze pentru Ionesco Gabriel. Sunt concurent Eric Sef Slap ediția a doua și vreau să mă găsesc cu băieții să ne demonstrăm curajul. Am încredere în palma asta, am încredere foarte mare, am încredere și în mine și sper să facem o figură bună, să facem o figură bună în ediția a doua. Fac această provocare pentru curiozitate, în primul rând, și pentru, nu știu, am curaj, nu mi-e frică. Am în copilărie, am avut o perioadă în care am practicat boxul, dar datorită unui incident am avut mâna stângă fracturată foarte tare, dublă fractură și a trebuit să renunț la visul ăsta. Acum, cu ocazia asta, nu știu, poate adrenalina boxului o regăsesc și aici, în gala asta RXF. Activitățile pe care le desfășor în timpul liber, hobby-ul meu de fapt, nu are nicio legătură cu violența, cu forța, cu așa. Îmi place foarte mult să merg la pescuit. Îmi place foarte mult să pescuiesc singur, să stau 2-3 zile singur la pescuit, să mă liniștesc, să mă reîncarc. Și cam astea sunt activitățile pe care le practic. Munca pe care o fac, o alergătură după un șantier pe altul pentru că lucrez în construcții. Și când am timp să fac sportul ăsta care se numește pescuit, pentru că încerc să fac un sport din treaba asta și să mă depășesc. Mă consider o persoană curajoasă și de asta vreau să particip la această provocare și vreau să și demonstrez curajul pe care l-am și să cunosc echipa RXF, să văd exact despre ce e vorba în acest concurs. Ionescu Gabriel. Ei bine, ladies and gentlemen, să-l chemăm pe oponentul său. El este fost campion la concurs asemănător pentru a doua oară la RXF Slap, fost dresor de lei la circa 94 de kilograme. Aplauze pentru Daniel Druga.
Am plecat în căutarea lui Bruce Lee și a lui Jackie Chan. Fiind idolul lor, de mic m-am uitat la ei, mi-au plăcut tactica lor de luptă și am plecat în căutarea lor. Eu fiind în județul Telorman, în apropiere de tunele, am mers în căutarea lor, m-am rătăcit 3 zile, fără mâncare, desculț, prin mărăcini pe câmp, am mâncat doar porumb. Era polul crescut, știules din aia de foame, căutându-mă poliția și părinții, vecinii, toți consătenii de acolo unde am trăit eu, unde m-am născut, se găsesc pe Bruce Lee și pe Jackie Chan. Am lucrat într-o menagerie în grijitor de lei, după aceea am fost la Cercul Globus, lucrând tot cu lei. Nu mi-au fost teamă de lei, tot timpul n-am avut teama asta în corp și de asta îmi place adrenalina, îmi place să risc, să fac lucruri care mă depășesc pe mine. Și în timpul când eu lucram cu lei, mi-era foarte drag, dar din păcate n-am mai putut să lucrez pentru că s-au interzis să lucrez cu animale feroce, cu lei, cu tigri și n-am reușit să îmi îndeplinesc visul de a lucra cu lei. Doar am lucrat timp de 4 ani în preajma leilor, am avut 22 de lei și leuți, tigri, pui și femele, între care tot timpul intram și mă jucam cu ei, îi alintam, ei mă iubeau așa de mult, doar că nu intram când ei erau nervoși, că erau foarte periculoși. Tot timpul trebuie să stai doar cu fața la ei, nu cu spatele, că te pot ataca. Și șansa este 99% să fie doar stic pentru tine. Dintre care în menageria aceasta veneau foarte mulți care erau interesați să facă poze cu lei, să mă vadă pe mine cum intru în cușca leilor și de aici mi s-a spus proiectul de oțul. Nu o să mă dau bătut niciodată, am fost în prima ediție. Vreau să ajung mult mai departe și în RxF Slab. Ladies and gentlemen, păsește în cușcă, Daniel Drogă. Bană sau stemă? Hai să dăm cu bană. Dar nu mai auzi ce zic. Ales bană. E ok? Tot șansa. Tot dracule, aleg eu bană. Tu dai. Ce mână vă alegeți? Dreptaci. Da. Atunci mă duc în pană. Deci până la 3, da? De 3 ori. Sperăm să nu vedem tot o palmă. O să vedem acum. Daniel, este, amândoi sunt mai mici de înălțime, o să, masa fiind un pic mai înaltă, o să fie... O să fie un pic mai dificil să lovești. Voi faceți pronosticuri? Eu spun că Daniel Drugă ar putea să câștige. Nu știm nici pe Ionescu Gabriel cât de puternic este. Însă, luând în calcul experiența pe care Daniel deja o are la galele de slep, cu siguranță este mai pregătit și chiar vorbeam cu el în culise înainte de începerea meciului. Piciorul este pregătit pentru că e palmă și acasă. Poate e important, piciorul lui Daniel trebuie să fie lipită de lipit de cadru. Abia ajunge, mă, săracu. A dus-o pe picioare. A dus-o pe picioare, l-a zguduit bine. L-a zguduit foarte bine, nu da. Nu știu cum va duce cea de-a doua, sau asta a fost așa de încălzire. Acum vedem ce... Trebuie să dea un pic în sus, fiind... micuț de înălțime. E greu să lovești peste acea masă, da, că e destul de înaltă și lată și fiind un pic mai scund, e greu să lovești. Și trebuie foarte mare atenție pentru că dacă lovitura e mai sus, și aici domnul Sandu Lungu poate interveni pentru a nu fi lovitura spre tâmple sau chiar spre ureche, după cum am văzut în gala de slep cu numărul. Să vedem cât de tare lovește Ionescu Gabriel. E prima lovitura lui pe care o vedem. Nu-l miști.
uite, deja cu toată muzica asta și atmosfera de aici, chiar îmi creează o stare așa de emoții. Oho! Destul de bine! Dar a lovit destul de puternic. Are o protecție dentară în, are o proteză în gură. Mesteca e o chestie care... Nu se mestecă protecția dentară. Nu mișcă în piciorul, da? Din dinți, maxilarul. Nu-l muți. Hai, mă. Uite, se plânge de masă, hai. Nu? Piciorul trebuie să fie lipit de masă. Nu are voie să ducă piciorul în spate ca tot să timpul să fie o discuție de genul acesta, pentru da, că tot timpul există. Și mai ales la ei care sunt mai mici de înălțime și masa fiind înaltă, e un mic impediment la evenimentul motorul să da. Modificăm un pic formatul mesei. Și o palmă ratată până la urmă este foarte mari probleme. Wow! Wow! Wow, l-a trimis la podea. Băi, una, l-a trimis la podea pe Ionescu. Două, Gabriel. Îl numără? Da, trei, numărat. 4. S-a vrut că avea sânge wow, pe proteză, măi, dar nu înțeleg de ce nu-l ține nimeni. 6. Uite, el 7, vrea să continue. 8. Da. 9. 10. Hai spre mine. Incredibil. Wow, mult mai interesant decât gala trecută. Da, și domnul da. Sandu l-a pus să vină spre... Cușigător Daniel Druga. Congratulations. Se pare că arbitru a decis că deși vorba de faptul, după cum s-a văzut clar că era out, adică vizibil a fost faptul că nu se mai ține wow. bine pe picioare, au. De aceea l-a și pus să vină spre el. Până colega noastră este pregătită deja în cușca Eric Sef, acolo unde am văzut și cel de-al doilea meci din această gală de slab. Daniela, ai legătura? Din nou, dragilor, într-adevăr, iată încă un meci scurt. Daniel Druga pentru a doua oară în cușca Eric Sef, de data asta slap. Cum a fost? A fost super ok și el a fost free play la lovitura, a lovit foarte corect și eu la fel am lovit. Și de asta am venit, că sunt mult mai pregătit. Am discutat și cu cei din Eric Sef să fie regulamentul, să lovească corect, să fie free play între noi. Și ce să zic? Ce s-a schimbat față de data trecută în modul tău de antrenament și în ceea ce a fost astăzi aici? N-au fost pregătiți ceilalți cucurezi, n-au știut să acroșeze lovituri. Cel care mă acroșea loviturile, mi le acroșea numai pe gât și zona bărbiei, între care, din instinct, ridicam umărul, încheiam unghiul să-mi apăr bărbia. Ce ar trebui să știe următorul tău adversar de aici din Eric Sef Slab 2 despre tine în următoarea tură? Să se pregătească. Deci ești pe cai mari în seara asta. Mulțumesc, dragilor, mă întorc la voi. Mulțumim, Daniela, felicitări lui Daniel și chiar tuturor concurenților, participanților la gala de slep pe care i-am văzut în cușcă până acum. Dumneavoastră, celor care ne urmăriți, v-aș ruga să dați subscribe și clopoțel canalului nostru de YouTube și iată share. Fight Club. Și totodată vreau să vă spun că Eric Sef a venit în atenția dumneavoastră cu o nouă versiune a aplicației Eric Sef, atât pe Google Play cât și pe App Store. Și să nu uitați că în această seară puteți lăsa comentariile dumneavoastră voastră în josul paginii aici, pentru că este live această gală de slap. Vreau să amintesc încă o dată sponsorul principal, Barracuda Coin, și aducem mulțumiri. Puteți da follow pe Instagram, respectiv TikTok. Wow! Bun. Se anunță o semifinală incendiară cu Spătărelu Ionuț, care a câștigat cu o singură palmă dată și și-a făcut KO pe Narcis, și Daniel Druga în semifinală. Ei se vor lupta între ei sau încă nu știm? Încă nu știm. Acum vedem, se fac bracketurile, vedem în funcție cum se termină. Bun, și celelalte două. Să intervin un pic cu chat-ul de pe YouTube. Sunt foarte multe comentarii care spun că a ridicat piciorul și că n-ar fi fost corect. Dacă puteți să mai vedem o reluare. Nu știu dacă se poate acum în momentul de față, dar că ei au derulat și au văzut. Tipul regulamentului, la pauza de regulament, ne-a specificat foarte clar. Cei care sunt... mai mici de înălțime au dreptul să, pentru că nu au cum să lovească. Masa este foarte înaltă, da? Și atunci are dreptul. N-are voie să facă pivotarea din punct de vedere a piciorului, să facă piciorul în spate și să lovească în din spate. Piciorul, da. Mulțumim, Sebi, că ai dat aceste explicații. Deci atunci... poate important, pentru că este nu neapărat un defect, dar ei fiind mai mici de înălțime, nu pot să ajungă dincolo de acea masă. Da, adică să poată să lovească efectiv dincolo de masă. Cei care sunt mai mici de înălțime au această derogare la acest eveniment, urmând ca la evenimentele e viitoare să modificăm. E până într-o anumită înălțime, înțeleg?
această derogare până în cât? Nu, e vorba de acest eveniment, sunt cei care sunt mai mici, erau cei doi care aveau dreptul acest lucru. Nu mai știu acum care dintre ei mai sunt la acea situație, dar de exemplu, Tincu sigur nu are această derogare pentru că este destul de înalt. S-a făcut o ședință tehnică înainte unde s-au discutat aceste reguli. Participanții acestui concurs știu regulile, n-ați văzut o voripostă din acest punct de vedere. Da. Știu regulamentul, urmând ca la evenimentul următor să modificăm un pic sistemul de această masă ca să poată să fie un pic mai apropiată, să fie mai aproape unii de alții, pentru să ajutăm și pe cei care sunt mai scunzi un pic. Dar în mod normal cea a fost o lovitură corectă, cea la Daniel, și de aceea nici n-a fost penalizată. Cealaltă problemă a chatului de pe YouTube este faptul că nimeni nu îi ține pe băieții care cad. Înțeleg, foarte multe comentarii spun din moment ce omul are mâinile la spate, este absolut natural să cadă și că băieții în alb ar trebui să se asigure că ei nu se lovesc cu spatele și cu capul. Ei nu prea sunt, au fost aceiași băieți care au fost la evenimentul trecut, unde n-au fost aceste situații, nu prea au căzut, dar acum trebuie să fie de două ori mai atenți. Dar dacă am văzut bine, colegul nostru care oferă... I-a ținut capul și s-a văzut asta, chiar și pe reluarea pe care a solicitat-o Lorelai puțin mai devreme, se vede cum el cade pe spate și este capul prins. Nu vă faceți griji, inclusiv cușca, are amortizare în cădere, nu este pe ciment, și există o saltea aici, bineînțeles. Nu se dau cadre din sală, dar sunt domnii de la ambulanță alături de noi. Persoanele avizate și asistenții medicali, bineînțeles, pe tot parcursul acestor meciuri. După aceste două lupte, am rămas așa într-o stare de alertă, pentru că îmi doresc să văd ce mai urmează. Abia aștept să-i vedem pe următorii doi în cușcă. Va intra Tudos Adrian și Croitor Lucian. Pentru Croitor Lucian, amândoi, am înțeles că este participant la competiție de Strong and Man. O să-l vedem acum, revine și Versus Tincu, care el și-a dorit foarte mult să participe din nou. Dar eu zic că o să avem la ambele meciuri, o să avem, eu cred că măcar un knockout o să mai vedem. Pentru că tot avem acest moment de a putea discuta mult mai mult, vreau să vă amintesc și de gala de Next Fighter, pentru cei care poate ați intrat puțin mai târziu live la Gala Slap, aici pe canalul de YouTube și nu numai. Pe 20 aprilie vă veți putea bucura de următoarea gala Next Fighter, gala Next Fighter cu numărul 4, unde main event va fi Maria Hângu, colega noastră, și Samira. Haideți să dăm legătura Danielei și după care revenim ca să vedem ce următoarele meciuri care că sunt. Așa că e pregătită, Sebastian e curios și noi și cei care ne urmăresc. Daniela, ai legătura, să vedem cu ce surpriză ne mai bucuri în această seară. Am alături de mine cea mai sexy prezență din seara asta. Alături de mine se află nimeni alta decât Bia, care ne va spune în secundele ce urmează. Nu sunt foarte sexy, am luat primele haine din garderobă și sunt sexy, dar nu aici, nu în seara asta, nu în... Ești oricum și oriunde. Vreau să-mi spui ce părere ai avut despre primele două meciuri de slap. Pentru mine a fost wow, pentru că a fost, nu a fost echilibrat, da? A fost o discrepanță foarte mare și... Când am văzut prima căzătură de la o palmă, am zis, ok. Practic, ți s-a părut mai pregătit primul participant? L-am văzut după cum a intrat, că se vede, adică vezi. Am știut ce o să se întâmple. Însă nu mă așteptam că va fi așa de brutal. Te-a speriat un pic? Nu, cum să mă sperie. Ei au participat, noi am acceptat să venim, adică, dar e adrenalina asta, e chestia asta, că cine câștigă, cine face, cine drege, însă nu mă așteptam să fie așa scurt, așa scurt, adică mă așteptam să fie unul dă tare, celălalt dă tare, unul dă mai, adică să fie 1-0, 2-0, să fie mai multe palme. 1, să fie acolo ceva mai. Dar zi-mi dacă tu ai avea curaj să intri să iei palme. Să iau palme? Da. Eu mă apuc și dau flegme. Ce? Uită-te ce unghiam, da? L-ai făcut special. Pentru Albania, pentru plecarea mea din Albania.
faci în Albania? Ha, what happens in Albania stays in Albania, ok? Dar nici la fond n-ai luat... Bine, bine, asta am înțeles-o. Ce se întâmplă în Albania rămâne acolo. Dar zi-mi dacă ai luat palmă, măcar la fund, că ai văzut, avem în seara asta așa surpriză. Nu știu, n-am văzut că eu nu... Avem două fete aici. Nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam să fie slap și cu fete. Însă unde dai acolo crește, bitch, please. Păi și la tine mai are ce să crească? Păi ce să mai crească, dai o palmă, deja am cea mai frumoasă păsărică din România, am cel mai frumos fundulez din România, ce să mai... Și n-ai avea tu curaj să intri să la arăți așa? E vorba de curaj, gen cu o fată să intru? Nu, dragă, dacă e să intru cu cineva, intru cu Bogdan Mocanu, să-mi dea până nu mai pot. Păi să zic să-l chemăm pe Bogdan Mocanu să-i lanseze o provocare în direct. Ia, spune-i tu acum. Nu, ce transmite un mesaj că înțeles, da? Dacă e să intru la Slap Challenge, ok, pentru femei, că îți dai seama că îmi dă una în față și s-a terminat șmecheria, drecu, îi dau eu una, mă lovesc eu pe mine, ești nebun. Da, să intre la fete și să-mi dea. Că stau, știi cum stau? Oho, așa terminăm și noi. Se dă mai tare, știi că se dă dea mai tare. Se dă de două ori în viața mea. De două ori, așa zice Bia. Până una alta eu mă întorc la voi. Mulțumim, Daniela. Mulțumim, Daniela. Am uitat să te complimentez că ești foarte frumoasă în această seară. Ei bine, mulțumim și Biei pentru toate confirmările și toate lucrurile pe care ni le-a spus așa în acest interviu, pe care ți l-a acordat și ni l-a acordat și nouă și celor care ne urmăresc. Suntem pregătiți și pentru următorul meci, nu înainte de a vă spune dumneavoastră că mai urmează încă două meciuri. Le așteptăm și noi cu nerăbdare și un meci surpriză dintre fete. Ne bucurăm că, iată, în fiecare gală sau de fiecare dată vă întâmpinăm și cu alte lucruri, la fel cum s-a întâmplat și cu galele de Next Fighter. Iată, vin în atenția dumneavoastră cu aceste main event-uri pregătite cu timp înainte. Sperăm noi că au avut concurenții timp de pregătire suficient pentru această gală. Sunt sigur și e bătaie mare pe premiul ăsta de 10.000 și au venit mult mai motivați, mult mai pregătiți și s-a văzut asta în primele două lupte. Abia aștept să-l văd acum pe Tudos Adrian și Croitor Lucian, care Croitor Lucian a participat la multe competiții și e un om foarte înalt și robust, puternic din Suceava. Abia aștept să-i văd la treabă. Mă întreb... Sunt amândoi la primul meci, nu? E prima oară când îi vedem dând o palmă. Da, mă întreb cei de acasă care văd și îți dai seama, primul meci de la prima palmă, al doilea meci la a doua palmă. Poate sunt doritori cei care vor să se înscrie și o să-i surprindă ceea ce se întâmplă. Am făcut un mini-interviu cu Croitor Lucian pentru canalul meu de YouTube la început și mi-a spus că nu a mai luat o palmă niciodată și am zis care a fost cea mai tare palmă încasată de el și mi-a spus că probabil de la părinți sau de la profesorul la școală. N-ai cum să te pregătesc atât de antrenezi pentru a lua palmă. Deci, niciodată. Dar ceea ce este foarte important este că din ce am văzut până acum, nu cred că vom avea ocazia să vedem acel număr de palme care s-au dat data trecută. Au fost mai ambițioși băieții de data trecută, nu, oare? Nu, cred că ei sunt mai pregătiți cei de data asta. Sunt mai pregătiți de data pentru asta. Pentru că lovesc cum trebuie, ca să zic așa, lovesc cu forță mai mare. Lovitura oare de grație. Oare se antrenează pe sacii de box? Unde dau ei cu palmele să antreneze pentru aici? Eu așa cred și eu, că la saci de box au manechine, ceva de genul. Odată că dau, dar dai seama să le și primești, adică ei trebuie să fie și bine antrenați și să le primească, și să le primească cu siguranță, nu? Ca să poată să le zisle să fie căliți. Nu prea ai cum să antrenezi calitatea asta de a încasa o palmă. Ci eu cred că poți să-ți antrenezi tot ce s-a înăpată de musculatura gâtului, ca să nu se rogească creierul de cutia călă. Cam asta e mare lucru care cam te poți asta antrena. Ai putea uite, să fetele faci. Sunt convinsă că s-au antrenat înainte, chiar și să ia palme. Mie milă de fundulețele lor, dar rămâne de văzut. Dar da. Până, la fete, diferite, până la fete mai avem două lupte de văzut. Haideți să le vedem. Haideți. All right, ladies and gentlemen, Eric Slav 2. Introducing first, către colțul negru. El este practicant a multor sporturi, powerlifting, Skanderberg, lupte libere și greco-romane, hotărât să câștige. El are 128 de kilograme. Aplauze pentru Tudosa Adria! We'll be right back.
varianta mai multor sporturi de forță și de contact, printre care lupte libere, lupte greco-romane și ca și sporturi de forță, powerlifting, scandamberg și culturism. Pentru această competiție mă recomand sporturile de forță pe care le-am practicat în copilărie și sporturile care le practic în continuare, și anume culturismul și scandambergul. Sportul pentru mine este o rutină și un stil de viață. Și de aceea am decis să mă înscriu la această competiție, pentru că îmi plac provocările. Pentru persoanele care mă susțin în această competiție, promit că nu o să le dezamăgesc și voi veni acasă cu primul cel mare. Care este mai bun să câștige? Os! Alright, pășește-n cușcă Tudosa Adrian! Alright, ladies and gentlemen, și acum să-l chemăm pe adversarul său către colțul negru. El este practicant de powerlifting, îi plac provocările dure, 130 de kilograme. Aplauze pentru Cluitorul Lucian! Bună ziua, mă numesc Croitor Lucian Silviu, sunt din Suceava, am 35 de ani. Îmi plac sporturile de forță, de strongman, de powerlifting. De mic tot timpul mi-a plăcut provocările dure și nu am renunțat foarte ușor și nu voi renunța nici acum. M-am motivat, deci am văzut prima dată la ruși în America și am văzut cum se luptă sportivii și îmi plac provocările de genul acesta. Dacă intrați la mine pe Facebook, pe TikTok, veți vedea că numai exerciții din astea fac. De mic a fost foarte greu, am fost plecat la muncă în străinătate, am lucrat bodyguard și m-am întors în România și îmi place foarte mult munca care o fac acum. Acum 10 ani în urmă am fost în Suceava, o persoană, un prieten, acum care suntem cei mai buni prieteni, a provocat cine poate să ridice o piatră. Din toată Suceava am fost singurul care am putut să ridic piatra aia și am câștigat o sumă de bani atunci. Și de atunci mi-a intrat ca un drog în sânge. Îmi plac provocările dure și sporturile neconvenționale. Consider că concursul de palme este un sport neconvențional și vreau să particip. Voi demonstra în concurs de ce sunt în stare. All right, în cușcă, Cluitorul Lucian, let's get it on. Banu, da? Banu. Bun. Începe conții. Negru. Să stai mai aproape. Să stai. Cine de aia primul? Cine lovește primul? El. Eu și Banu, da. Hai mai aproape. Așa, mâine la spate. Cluitorul lovește primul. E pregătit, se pare, sunt de lovitură. Sunt curios, deja parcă am așa emoții așteptând această palmă, să văd. Okay. Acum, dacă ar fi să cadă, să spunem, Tudos Adrian, cum prinzi un colos de 120 de kg să nu cadă? E cam greu. Au, au, au! Wow! Băi, una. Aș fi zis că cad mult mai greu la 130 wow. de kg, dar nu. Nu, cred că e out. Deci, cred că s-a încheiat din prima și acest meci neașteptat. Gata, gata. Este incredibil ce lovitura a dat. Alright, ladies and gentlemen, Sandu Lungu a zis game over. Hai, 6-0. Hai, haideți în urmă. Și avem un câștigător, Sandu. Da, avem pe... Ladies and gentlemen, câștigător
Croitorul Lucian! Iată, urmează un interviu. La salvare. Foarte puternic acest croitor. Sincer, aș vrea să-l văd pe croitorul cu spătărelul Ionuț. Cel deci, din primul nu știu, meci. Eu nu mai știu pe cine mai vreau să văd. Aș vrea să văd pe croitorul cu spătărelul, pentru că amândoi sunt de gabarit foarte mare și au lovit din prima. Dați seama că au dezavantaje în fața lui croitorul, având în vedere înălțimea acestuia. Da, Druga deci, are Druga și atât spătărelul sunt mai mici un pic la înălțime. Pot vedea relorile cei de acasă, așa că să nu mai existe comentarii și de deci faptul că era efectiv out of nowhere. Trei knockout-uri până acum în această gală RXF Slab 2. O să abia fie să-l văd pe de reținut și această gală, cred deci, că. N-a avut timp nici măcar să ia mâinile de la spate, ca să înțeleg, era out of nowhere. Vai de capul iată. Meu. Vai, deci Doamne. Aici a fost în momente de inconștiență vizibil, adică i-a fugit privirea cu totul. Da. Uite, iată da. Și masca o să fie de oxigen, bine. Deci i-au atașat-o bine, gata, este în regulă. Asistenții medicali, e în regulă, totul e sub control. Și cred că e singura lovitură la care nimeni nu comentează, n-a ridicat piciorul, mâna a fost regulamentară, așa totul a fost ca la carte. A ieșit câștigător croitor Lucian și este în compania și, colegii noastre în cușcă cu Daniela Mireanu. Daniela, e legătura? Bun găsit din nou, într-adevăr, iată al treilea meci, din nou se termină foarte rapid, felicitări, cum a fost? A fost bine, mă așteptam la caz jos, eu sau el, nu. Ai pregătit intens am pentru asta? Am pregătit două luni zi de zi, câte trei antrenamente pe zi, am făcut, cum știu eu m-am antrenat, n-am postez altceva. Dar următoarele meciuri ce pot? Văd că pierd, nu contează, da? Ești dispus să pierzi, adică ești... Să pierzi sau să ajung la spital. Adică la mult. Spital ori cu premiul cel mare. Ești sub influența adrenalinei, te văd foarte entuziasmat de ceea ce s-a întâmplat. Dată când sunt în fața camerelor de filmat și de emoții și... Cum? Că cad eu jos primul, că tot e de mărimea mea. Dacă lovea el, puteam să cad eu primul, dar m-am pregătit mult, pe maxilar, pe gât. Pot să cad, na, asta este. Până la urmă... Stai liniștit, până la urmă am văzut că ai fost și fair play, te-ai dus în momentul în care ai văzut că a căzut și a avut acea secundă de inconștiență, te-ai dus și l-ai ajutat. Da. Felicitări. Mulțumesc. Și te întreb și pe tine, ce am întrebat și pe ceilalți concurenți, cum ar trebui să fie, ce ar trebui să știe ceilalți despre tine în următoarea tură? Să știi că nu renunț ușor, nimic. Am fost tare și nu am căzut niciodată, m-am bătut mult. Acum am luat-o cu sportul, nu mai sunt ce eram odată. Felicitări încă o dată. Dragilor, o să fie greu cu mine. O să fie greu, astea sunt cuvintele concurentului nostru, mă întorc la voi. Am revenit, da, eu sunt absolut surprinsă. Bine, într-un mod plăcut pentru câștigătorii, însă nu și pentru cei care au pierdut, pentru că, într-adevăr, trebuie destul de mult curaj de a intra în aceste gale de slap. Nu sunt lovituri atât de ușoare pe cât poate păreau până în prezent. Mai cu seamă, ați văzut, ne-au ajutat pe tot parcursul meciurilor colegii noștri cu relor și le mulțumim pentru acest lucru. Avem doi jucători care n-au luat o palmă până în momentul ăsta și care probabil se vor lupta între ei, au câștigat doar din același colț, mă uit și la ceea ce e interesant, în schimb, este faptul că până acum favoriții au câștigat. Da. Până acum toți cei din colțul care au intrat ultimii, dar ca să spun așa, favoriții au câștigat. Acum să vedem dacă... Bine, statistica a fost să se întâmple așa și nu pentru că... Dacă Versus va confirma această regulă și să vedem că... Vezi pe cineva din cei care au câștigat până acum să-l bată pe croitor Lucian? Eu zic că singurul Spătărel. Care ar avea această șansă ar fi Spătărelul, dar n-am văzut să ia palmă până acum. Să vedem cum reacționează. Daniel, știm că poate să încaseze, știm că a încasat. Versus, știm că a încasat Versus, mult. În schimb, la Spătărelul n-a mai încasat până acum lovituri, deci nu știu ce puteți să vedem. Ia uitați lovitura. Păi, nici pe croitorul nu l-am văzut încasând într-o palmă. O să fie o surpriză amândoi când vor încasa prima palmă, dacă unul dintre ei e posibil să nu încaseze nicio palmă. Poți să câștigi 10.000 de euro fără să iei nicio palmă? Desigur. Dacă croitorul dacă ai și norocul, dacă ai și norocul că la lovitură, dai cu banul să vină pe tine, este absolut normal. Dacă spui moneda norocoasă, nu iei nicio palmă și mergi acasă cu banii. E cam greu să-ți cadă de 3 ori consecutiv, să dai tu primul și să dai knockout de fiecare avem dată. Avem și o propunere pentru dumneavoastră, acum că tot dați subscribe și clopoțel canalului nostru de YouTube. Și atât eu cât și colegul meu, Ionuț Atodiresei, aducem mulțumiri dumneavoastră pentru fidelitate și pentru că emisiunea Fight Club este în topul preferințelor și ne
urmăriți cu atâta plăcere. Nu uitați să downloadați și aplicația RxF, pe care o puteți downloada atât de pe App Store cât și de pe Google Play. Aminte sponsorul Bara cu DaCoin și să urmăriți în continuare aceste meciuri din gala RxF Slap, care cu siguranță vor rămâne în atenția dumneavoastră, celor care urmăriți în această seară și nu numai. Zilore. Și mai ales nu uitați să continuați să dați share, pentru că ne-am strâns 5200, știu că putem și mai mulți, mai sunt doar două meciuri până vedem și partea cu partea dorsală, pentru care știu că există un mare interes și gala trecută mulți și-au dorit să vadă, dar nu s-a putut. Așa că de data asta chiar vin fetele și chiar aveți ce să vedeți. Mulțumim! Mergem mai departe, pentru că Daniela are un alt invitat surpriză. Daniela, cu cine stăm de vorbă? Alături de mine în aceste momente se află Denisa Despa, cea despre care pot să spun și îmi permit să spun că era... Spun că efectiv sunt șocată și nu știu dacă să-i felicit pe participant sau... Nu știu, efectiv nu pot să realizez cum ai putea să stai să-ți iei o astfel de palmă, să leșini. Deci dacă era un meci de MMA, de box, de orice altceva, mi-era foarte ușor să comentez că acolo este altfel, adică există posibilitatea să nu încasezi deloc chiar, știi? Ai experiența, ai intrat și tu în cușca RxF, știi despre ce este vorba. Aici ai nevoie de o doză de nebunie pentru a intra într-o competiție de tipul RxF Slap? Aici nu ai o doză, nu că ai nevoie de o doză de nebunie, aici te-a refuzat obregia 100% și efectiv tu n-aveai ce face sau trebuie să fii prea pasionat de așa ceva, nu știu, eu una nu m-aș regăsi în așa ceva, m-ai întrebat și mai devreme de ce dacă aș sta să-mi iau palme peste fund. Păi n-aș putea nici instinctul ăsta să stau să-mi iau una, păi nu că îi dau cu pumnul și dau și bine și mie să nu stricăm din spectacol ăsta, dar nu știu, oricum, eu am rămas șocată de cheioanul acesta. Adevărul e că și premiul este unul destul de consistent și poate și asta atrage. Oferim 10.000 de euro celui care va câștiga această competiție. E vreo fată în sală care vrea să participă la palme? Ei cresc că e cineva care să bag? Mă bag și eu la 10.000. Gata, m-am eliberat de la obregea. Adică parcă sună altfel, nu? Nu, exagerăm. Nu, nici pentru 100.000 de euro nu aș sta să-mi facă cineva fața atât, mai ales că e vorba de față. Măring, da, oricând, la orice oră, ne-a antrenat, aș intra fără dar și poate, dar să stau să primesc palme și mai ales să dăm cu banul, că asta discutam cu tine. De ce nu a dat celălalt la meciul acesta? Categoriile erau la fel, 128 de kilograme, costă 30 din ce am reținut. Deci, dacă te dea celălalt primul, eu cred că ar fi căzut și el, nu? Că erau greutatea cam aceeași, adică asta e narul, că mai vezi și că te cipi că bani sau știi și să stai să-ți... Nu e, măi, nasul rău de tot, nu e. Cu slepul am înțeles, dar în cușcă când te mai vedem? În cușcă aștept o adversară pe măsură, una din showbiz, așa cum zis de fiecare dată, să oferim și spectacol, să îndrumăm lumea și spre partea asta, latura asta, cât mai mult sport și cât mai sănătos și să încurajăm orice om să practice acest sport, de ce nu? Și atunci când voi avea o adversară pe măsură, zic da, și oricând la orice oră eu voi accepta, pentru că am spus-o, cum am spus-o de fiecare dată, îmi face mare plăcere că fac parte din acest trust, RxF, și mă simt ca acasă. Îți mulțumim tare mult, Denisa, dragilor, înapoi la voi. Mai târziu ne întoarcem însă și cu alte interviuri. Mulțumim, Daniela, flacăra noastră, Violet. Ne cerem scuze dacă vreodată mai greșim așa, dar gândiți-vă, este în transmisie live și vedeți aici și vă bucurați de toate momentele unice. Știți cum e, nimic nu e mai plăcut decât atunci când simți la intensitate maximă sau vezi acțiunea care se desfășoară în platou. Eu acum vă dau un moment de respiro, dar nu părăsiți canalul de YouTube RxF și emisiunea Fight Club într-o ediție de colecție a galei Slap cu numărul 2. Rămâneți cu noi! Next Fighter is back. 20 aprilie 2023. Live pe YouTube-ul RxF. Două echipe, Team Maria vs. Team Samira. Cine va câștiga? Abonează-te pe rxf.ro să vezi.
Valentin, zis și Versus, se întoarce în Eric Seth's Lab pentru a-și lua revanșa. Am oportunitatea de a reveni în Eric Seth's Lab 2 din același motiv pentru care am participat și prima oară. Mă întorc pentru a repara și șterge greșelile făcute în prima ediție. Drugă Daniel vrea să-și redobândească statutul de campion. Să fii cel mai bun nu e ușor, dar nici imposibil. Vreau să redevin campion, să câștig și să fac istorie. Versus are tot ce trebuie pentru a câștiga și va fi greu să-i reziste cineva, mai ales după prestația lui din prima ediție. Am toate calitățile necesare pentru a câștiga. Sunt mai pregătit și motivat ca niciodată. Nimic nu-l va opri să câștige. Cariera lui nu se oprește aici. De-abia începe. Are toate șansele să-și mai adauge câteva centuri în vitrină. Nimic nu mă va opri să câștig. Sunt pregătit pentru oricine din Eric Seth's Lab 2. Voi învinge indiferent de adversar. Voi arăta lumii ce pot și voi câștiga premiul cel mare în valoare de 10.000 de euro. Am revenit și vă reamintesc că suntem live în această seară la Gala Slab cu numărul 2. Așa că noi vă invităm să dați subscribe și clopoțel, să lăsați în comentarii părerea dumneavoastră despre aceste meciuri și totodată să spuneți pentru meciurile pe care le-ați văzut ce părere ați avut. Cu mici greșeli pe care poate le facem, noi ne cerem scuze în fața dumneavoastră și sper din suflet să rămâneți alături de noi până la finalul acestei gale de Slab în cadrul Eric Seth și emisiunilor Fight Club, emisiuni pe care le urmăriți în fiecare zi de marți și joi de la ora 19:30. Așteptăm cu drag ultimul meci din până se aleagă semifinaliștii dintre Gaspar Francis și Tincu Valentin. Pe Tincu Valentin l-am mai văzut acum de două ori în competiții de acest gen, deci știe ce să se aștepte când va fi loc, cum este să ia palma, dar să vedem pe Gaspar cât de tare va lovi. Când a declarat Tincu Florentin, a spus că vine motivat să câștige această competiție pentru că a fost foarte supărat că a pierdut în fața lui Comșa în El a pierdut în prima competiție de acest gen care am încăzat-o mai departe în finală. Acum a pierdut în fața campionului, ca să zic așa. El tot timpul a fost aproape. Adică a fost aproape de a câștiga. Ca atare, acum el zice că e pregătit, s-a antrenat și vrea să arate totuși că el a fost doar o eroare. Să spunem că vom vedea o finală între Tincu Florentin, între Versus și Croitor Lucian. Pe cine ai vedea câștigător? Eu vreau să văd pe Croitorul cum primește prima palmă. Așa este. Acolo vom vedea că mai departe. Văzut, nu l-am văzut. De asta am vorbit și noi, că m-am dus să vorbesc un pic cu Bogdan și cu Vicenzo, să-i întreb și pe ei, care au experiența ringului, cine cred că va câștiga la treaba asta cu palmele. Și cam același lucru au spus și ei, că vor să vadă prima palmă încasată de băieții ăștia, ca să-și dea seama cât duc. Corect. Bogdan Mocanu cu Vicenzo s-au provocat la un meci de slap. Putem vedea un meci de slap între ei, un super noi ne fight dorim, ceva? Noi ne dorim un super fight între cei doi. Așteptăm acum ca ei și ei să-și dorească la fel de mult. Că și-au dorit, și-au dorit pe rând, adică și-au dorit pe rând. Dar eu sper să-și dorească și să vedem o super fight care va fi chiar pe pay-per-view în cazul Multă lume acela. M-a întrebat pe TikTok și pe rețelele de socializare dacă în această seară va fi și acest meci dintre Vicenzo și Bogdan Mocanu. Noi ne-am dorit, sper să-și dorească și ei la fel de mult cum ne dorim și noi și atunci să vedem acest meci. Rămâne să-i anunțăm când se va oficializa această propunere, să zic, și nu numai această propunere, ci această pălmuire între cei doi, după cum vă doriți și dumneavoastră. Și vreau să le reamintesc celor care ne urmăresc că dacă există doritori, amatori ce vor să se înscrie în galele Next Fighter,
puteți face în continuare, accesând linkurile pe care stafful RXF le propune pentru dumneavoastră pe pagina de Instagram și nu numai, urmând toate regulile pe care le vedeți atașate acolo și în principal să aveți vârsta împlinită de 18 ani și să devină filmulețele voastre cât mai virale. Să nu uităm totuși că dincolo de filmulețele virale trebuie să aveți acces la toate informațiile și chiar dacă nu sunt atât de virale, puteți avea șansa de a intra în cușca RXF pentru un astfel de meci. Noi suntem pregătiți pentru a merge mai departe la următorul meci dintre Gaspar Francis și Tincu Valentin, cei despre care vorbeau puțin mai devreme invitații din platou, atât Sebastian Vieru cât și Lorelai și bineînțeles colegul meu Ionuț Atodirese. Sebastian, am o întrebare pentru tine. Am primit mesaje de la oameni mult mai mici de greutate care vreau să se înscrie la RXF Slap. Putem vedea în viitor și o competiție de RXF Slap la categorie mai mică? Asta urmează să facem. O să împărțim acel fond de câștiguri, ca să zic așa. Până acum ne-am dorit ca acel fond de câștig să meargă, să fie o piramidă de grei, pentru că, după cum se vede, sunt și mai spectaculoși și lovituri. Da, sunt multe knockout-uri. Multe knockout-uri. Dar pe viitor intenționăm să facem și o piramidă de o categorie mai sub 90 de kilograme, unde să putem vedea și participanți la categorii mai mici. Foarte interesant. Chiar vreau să te întreb și mi-am amintit această întrebare. Dacă lucrurile au fost puse, în momentele următoare, Mike Diamond, colegul nostru, este pregătit în cușcă, așa că, Mike, ai legătura și surprinde-ne cu prezentarea din următorul meci. It's time. All right, ladies and gentlemen, RXF Slap 2, următorul duel. Are you ready? Introducing first, către colțul negru. Aplauze, el este team leader, ambițios și muncitor, 102 kg. Aplauze pentru Gaspar Francis! Voi câștiga! Particip la concursul RXF Slap din următoarele motive. L-am văzut pe Simeon, m-a motivat foarte mult, fiind cel mai mic concurent și a câștigat premiul cel mare. Consider că și eu pot să fac la fel. Și sunt sigur că și aici o să fiu unul dintre cei mai buni sau cel mai spectaculos participant. Pasiunea mea, după cum vedeți, sunt de bun teren de fotbal. În timpul liber mai joc fotbal. În copilăria mea stăteam de multe ori nemâncat și veneam să joc fotbal. De aceea mi-a rămas pasiunea asta pentru fotbal. Consider că experiența în sport mă ajută foarte mult la acest concurs. Ca și experiență în sport, puțin box și judo. Întotdeauna de copil mi-a plăcut să fiu cel mai bun în ceea ce fac. Și în fotbal, și când am fost, am făcut partea puțină de box, în judo la fel. Vreau să vă menționez că nimeni nu mă susține, dar vreau să demonstrez tuturor ceea ce pot. Despre jobul meu, îmi place foarte mult ceea ce fac. Lucrez într-o fabrică de automotive, sunt pe funcția de șef de tură. Consider că experiența în sport mă ajută foarte mult la acest concurs. All right, în cușcă Gaspar Francis. Și acum, ladies and gentlemen, aș dori să-l chem pe adversarul său către colțul auriu. El participă pentru a doua oară la RXF Slap, muncitor în construcții, 110 kg. Aplauze pentru Tincu Valentin, a.k.a. Versus! Mă numesc Tincu Florentin Vali. Este pentru a doua oară când particip la concursul RXF Slap. Am revenit la concurs din cauza adrenalinei și mare parte a premiului, deoarece este foarte mare de data asta, dar și concurența este pe măsura premiului. Am văzut că cred că sunt singurul
nesportiv, ca să spun așa, licențiat dintre ei, dar sper să fac față cu brio. Oricum și chiar dacă câștig sau nu câștig, experiența o să fie la fel de frumoasă ca data trecută, plină de adrenaline și o să fie un show pe cinste. Am foarte mulți prieteni care mă susțin, care majoritatea dintre ei au fost dezamăgiți de că n-am câștigat data trecută, dar le-am spus, dacă vor să încerce și ei pe pielea lor cum e să iei câteva palme, așa, conștient. Povestea mea începe născut în Izlaz, unde se varsă Oltul în Dunăre, pe malul Dunării, crescut cu o copilărie foarte, foarte frumoasă, care n-am avut restricții de niciun fel. Terminând liceul prin 2012, după aceea am avut o perioadă unde am încercat mai multe joburi, dar undeva în 2015, când mi-a apărut cel mai mare obstacol din viața mea, a fost să-mi pierd tatăl. În 2015 și după am avut o perioadă de câțiva ani foarte neagră, așa o numesc, perioada neagră de 2 ani, 3 ani, aproape 3 ani, în care pur și simplu făceam tot ce prindeam, tot ce îmi trecea prin cap. Nu mai aveam frică de nimic, nu mai țineam cont de nimic, nu mai respectam pe nimeni și nu mai eram doar eu și soarele pe cer, să spun. Ladies and gentlemen, aici la masă Gaspar Francis versus Tincu Valentin, a.k.a. Da. Versus. Da. Se dă cu banii. Începe prințul Auriu. El. El are voie să ridice piciorul, nu? Cred că da, are voie să ridice piciorul pentru că e mult mai scund. Să-i spui la câtea dai, la prima, la a doua, la a treia, da? Wow, a dat ceva! Wow. Nu știu de ce am impresia, Sebi, că cu mâinile la spate nu poți să te ții de masă și te dezechilibrezi mult mai rău și cazi mult mai tare când încasezi o lovitură de palmă când încasezi. Acu e momentul mult așteptat pentru că a lovit foarte tare, în schimb a fost și atenționat un pic pentru că a făcut pireta, nu? Nu neapărat de piretă, ci efectiv a sărit cumva, dar cum v-am și zis, este și problema de înălțime după cum se și vede, pentru că oare mai vedem o palmă după asta? Ce părere ai? Eu zic că nu prea. Dar haide să vedem. Și chatul merge pe aceeași idee, că e ultima palmă până la fete. Ultima. Hai să vedem dacă are dreptate. Oho! Iată surpriză! Nici nu s-a dezechilibrat. Domnul Sandu Lungul atenționează că are un avertisment aici. Pentru că a băgat capul și atunci trebuie să aibă grijă la următoarele. Chiar voiam să spun că ar fi prima oară când nu câștigă același colț. Dar Tincu Valentin... Mai poți? S-a luat decizia corectă. Hai de la spray de gheață. Este descalificat? Nu, la 3 se va fi descalificat, în schimb versus accidental la cot. S-a lovit de masă. Și-a întins ligamentele acolo la cot și nu cred că va mai putea continua. Nu, nici eu nu cred, adică nu cred că va mai putea să dea loviturile la... Dacă doare, nu poți să lovești la aceeași intensitate. La aceeași intensitate. N-ai cum, n-ai nicio șansă. A, el nici nu poate să-mi dea mâna, la cot te accidentezi foarte tare, acea tendinită și dacă tu lovești cu brațul drept, exact ca și cum ți-ai bloca articulația cotului. Exact. Ți-o întins foarte tare. Ia, se vede după cum a plecat brațul un pic în spate. Uite-te, pe reloare se și vede momentul ăsta. Nu din acest unghi. Merge mai departe sau? Da, se pare că... Dar foarte bun încasator, cred că lupta Gaspar se va încheia aici. Alright, avem un câștigător, ladies and gentlemen, Gaspar Franci! De data asta din păcate versus a trebuit să abandoneze din cauza unei injury la cotul drept.
Da, iată că spunea Sebastian Vieru, promotorul, că puțin mai devreme că cei din partea dreaptă de data aceasta au fost câștigători, adică cei care au intrat a doua oară, nu primii prezentați, însă facem o excepție de la regulă. Gaspar Franci s-a ieșit câștigător în acest ultim meci. Vesu spunea că ați fi favorit la acest meci, adică l-a ajutat și înălțimea și kilogramele, dar se pare că are ghinion. Asta după prima palmă încasată nu prea a mai părut favorit, pentru că Gaspar a lovit foarte tare. Puternic. Eu spun că este o diferență în competiția RXF Slab 2 față de competiția trecută. De ce? Pentru că în momentul când stai cu mâinile pe masă, mai ai oarecum un echilibru și nu ești în așa mare dezechilibru când ești lovit. În momentul când stai cu mâinile la spate, e mai ușor să cazi, să te dezechilibrezi. Colega noastră este acum în cușca RXF, Daniela Mireanu, ai legătură alături de câștigătorul din acest meci. Așa este, sunt alături de Francis de data aceasta. Francis, ai și dat, ai și luat. Cum ți se pare experiența din cușca RXF Slab? Sincer, am crezut că e mult mai greu, dar duc. Practic, ai câștigat în fața favoritului. Toată lumea îl dădea câștigător pe Versus, având în vedere că este la a doua participare în competiția noastră. Cum te simți să știi și acest lucru? Mă simt bine, îmi place. Cât ai pregătit înainte de această competiție? Deloc. Deloc? Te bazezi pe noroc sau pe ce te bazezi când, nu știu, crezi că o să câștigi? Felul meu de a fi. Cum e felul tău de? Un învigător. Ți-e teamă de vreunul dintre ceilalți participanți, din ce ai văzut până acum? De niciunul. Cu Dumnezeu înainte, așa spune Francis, mă întorc la voi. Mulțumim, Daniela. Așa cum a spus și el, cu Dumnezeu înainte, urmează alte două meciuri de care vă veți bucura, dragii noștri, dintre cei care au câștigat, după cum v-am spus încă de la începutul acestei emisiuni, și mai apoi meciul dintre fete. Cum ți s-au părut meciurile până în prezent, Sebastian? Cum am zis, eu îl vedeam favorit pe Versus, dar se pare că n-a fost să fie așa. Gaspar, o lovitură puternică, o surpriză până acum. În urma câștigătorilor, zicem noi așa, am considerat că cel mai indicat ar fi ca Spătărelul să aibă lupta următoare împotriva lui Croitorul, întrucât niciun dintre ei n-au recepționat pălmi. Și e corect sunt, din punctul ăsta de vedere. E mai corect din punctul acesta de vedere. Urmând ca cel al doua semifinală, fiind între Drugă și Gaspar. Da, mi se pare foarte justă această decizie, pentru că Gaspar cu Daniel Drugă sunt mai scunzi, iar Spătărelul Ionuț cu Croitor Lucian sunt mult mai înalți și mult mai puternici. Are vreo șansă Gaspar să ne surprindă până în finală sau credeți că a fost norocul lui că acum s-a accidentat Valentin? Sandu și toată lumea va fi mai atentă, pentru că el efectiv accidentarea lui Versus a venit atât faptului că el a pus capul jos. Da, de aceea a fost și acea accidentare, dar va trebui să fim atenți, va trebui să ne arate că o lovește puternic, asta este clar. De asemenea, sunt oameni care scriu în chat, asta o să întreb pe tine, Pitbull, că cu umărul luxat sau sărit, au terminat meciuri de box și tot l-au câștigat. Da, era obligatorie această retragere? Este o diferență această accidentare, adică dacă ai un număr luxat, îl pui la loc și poți să mai continui dacă nu doare atât de tare, dar în momentul când ți-ai întins ligamentele la cot, nu prea mai ai cum să lovești cu acea mână și să dai același randament acolo în și competiție. Și folosești altfel când ai palma decât când ai cu pumnul, înțeleg, E mișcarea total alta, întrucât la croșet, exact, la palma întinsă, croșetul ai un unghi care palma cu mâna întinsă și pui presiune foarte mare pe articulații. Dacă vorbeam cu Sebi și spuneam că vreau să văd o finală între Versus și Croitor Lucian, uite că ne-a surprins, deci orice se poate întâmpla până la urmă. Și chiar dacă pe chat cei care ne urmăresc au optat poate pe câștigul lui Tincu Valentin, iată că a fost o întorsătură de situații, așa cum poate se așteptau mai puțin, și a ieșit câștigător Francis. O să-i vedem în momentele următoare, însă până atunci vreau să vă reamintesc să dați subscribe și clopoțel și să nu uitați, dragilor, că puteți downloada și aplicația RXF de pe App Store sau Google Play. Discutăm un pic despre favoriții celor de la masă sau pe cine vedeți câștigător?
Hai să începem cu tine, Sebi. Eu văd pe Spătărelu dintr-un singur prismă, dar vreau să văd cum primește prima palmă. Păi nici Croitorul n-a primit, așa că putem să ne dăm cu părerea. Eu o să merg pe Croitorul. Tu mergi pe Spătărelu. Hai să vedem ce zic ceilalți. Eu, până la urmă, eu spun că din meciul Spătărelu versus Croitorul, se va decide... eu spun că contează cine lovește și primul, până la urmă. Amândoi foarte sunt foarte puternici, din ce am văzut. Iar eu le doresc succes tuturor, pentru că în calitate de prezentator nu mi se pare ferm din partea mea să țin cu cineva, asta încât dumneavoastră sunteți cei care vă puteți da cu părerea și cei mai în măsură, dar până atunci mergem la colega noastră Daniela Mireanu. Și chat-ul să-și dea cu părerea, vă rugăm mult de tot. Mergem la colega noastră Daniela Mireanu, care este pregătită cu un alt invitat surpriză. Nu mai e nicio surpriză că s-a băgat în cadrul meu alături de mine Bogdan Mocanu în aceste momente. Bogdan, cum ți s-a părut până acum competiția RXF Slab 2? Mi s-a părut mult mai intensă decât edițiile precedente. Cred că n-am văzut atâtea knockdown-uri niciodată, n-am niciun slab. Meciuri puternice, foarte puternice. Adică... practic, până în momentul de față am văzut 5 palme. Câte trei în primele meciuri și două, câte una în primele trei meciuri și după aia în cel de-al patrulea două palme. Da, las asta că putea să fie și 100, nu, ideea e puterea loviturilor, intensitatea, adică se vede că cei care au mai participat au posibil au descoperit un antrenament sau ceva, cum am văzut și pe acum două meciuri pe așa, au descoperit un antrenament și efectiv fac chestii. Nu știu cum poți să-ți antrenezi corpul pentru slap, dar văd că merge și văd că o să fie meciuri din ce în ce mai interesante și ediții mult mai intense. Merge și eu știu că și tu acolo lansase o provocare cuiva pentru un meci de slap. Cum, care e stadiu? Că erau curioși colegii mei de vreme. Eu încă sunt aici, Palma de Țărani aici, adică eu nu, îmi place când văd. Mi-ar plăcea să văd cât de tare pot să dau și cât de mult contează să ai palma mare. Însă, nu știu, o să vorbesc cu Vicenzo, adică să fie tot ceva așa amical și ca un challenge prietenesc. Oamenii își doresc, eu îmi doresc, cred că și el, și RXF își dorește. Nu e exclus, dar deocamdată nu e nimic palpabil. Având în vedere meciurile pe care le-ai văzut până acum, ai vreun favorit? Da. Da, dar spre rușinea mea nu știu cum îl cheamă. A fost tipul cu chelie. Cian Croitor. Așa, pe care l-am urmărit și pe TikTok și e chiar puternic și mi se pare că e foarte pregătit și are toate calitățile să câștige. Îmi pare rău că nu l-am văzut pe băiatul de acum două meciuri care nu a avut ocazia să dea palmă și a căzut din prima. Cred că și el ar fi avut potențial, dar știți cum e peste tot, degeaba știi să dai dacă nu știi să încasezi. Dar din punctul tău de vedere, este necesar să ai și un dram de noroc sau doar să fii bine pregătit și să ai palma mare, așa cum spuneai? Nu, evident, păi fix asta e ce am zis mai devreme. Dacă tu ești pregătit să dai o lovitură care sigur încheie meciul și ți-a picat moneda ca tu să fii cel care încasează primul, ți s-a dus tot. Acolo e doar de noroc, adică cu toate că eu n-am avut noroc și niciodată, n-am avut noroc niciodată, nici nu mi-am dorit noroc, mi-am făcut norocul singur. Cred că dacă aș participa la astea, sunt sigur că eu aș fi primul care trebuie să încaseze. Câte palme crezi că ai duce, așa știindu-te pe tine și știindu-ți nivelul de, nu știu, de anduranță? Depinde ce ne le dă. Păi hai să ne referim la un posibil meci cu Vicenzo, cum crezi că ar fi? Nu știu. Nu știu dacă mi-aș lua knockdown neapărat, plus că oricum aia nu ține de tine, dar... aș sta până aș cădea jos. Adică eu aș sta. Stau la bătaie. Am mai luat bătaie, știu cum e. Știi cum e că ai mai luat, da. Ai văzut că avem și o surpriză în seara asta și te-am văzut cum îți fugeau ochii pe aici prin sală pe la noi după cele două fetițe. Oameni buni, deci îmi pare rău că nu puteți să veniți, toți cei care se uită acum la noi, să veniți fizic la galele astea slab. Deci dacă vedeți câte cururi umblă pe aici dezbrăcate, la un moment dat Iuhas avea curul dezgolit și avea geaca pe el și era prea mult cur și prea puțină geacă. I-am zis, măi, fată, îți mai dau eu o geacă, că era frig. Avea fundul și avea și... Deci era ce trebuie, asta așa, trebuie să rețin. Așa, ia, așa, hai, așa, am mai auzit ceva, că văd că trebuie să conduc eu interviul ăsta. Hai repede, că nu mai avem timp. Bine, bună Bogdan, ce părere ai despre faptul că Bia Khalifa te-a provocat la o provocare RXF? Asta era ultima întrebare. A zis că vrea să-i dai palme, accepti? Atât scurt. Primește-o, Doamne, și pe asta. S-a zis, face meciul, Bia primește, Bogdan dă.
înapoi la voi. Da, Daniela, ce pot să zic? Îmi place ce interviuri ai acolo, aflăm și noi detalii în exclusivitate. Vreau să mă scuz și eu față de cei care ne urmăresc pe canalul de YouTube în direct, pentru că nu am știut cât de repede o să termin un interviu pe care l-am avut puțin mai devreme și ce să facem, avem și eu un dispozitiv de vapat, așa că stați liniștiți, totul e în regulă, dar mi se pare normal pentru că mai facem și noi mici greșeli, nu? Mergând mai departe, o să vă spun că urmează semifinala și finala. Ei bine, până atunci vreau să îi rog pe colegii noștri să ne ajute cu o scurtă pauză de publicitate, timp în care aveți moment de respiro, dar rămâneți alături de noi pe canalul de YouTube la Fight Club. Next Fighter is back. 20 aprilie 2023. Live pe YouTube-ul RXF. Două echipe, Team Maria vs Team Samira. Cine va câștiga? Abonează-te pe rxf.ro să vezi. Versus se întoarce în RXF Slap pentru a-și lua revanșa. Am oportunitatea de a reveni în RXF Slap 2 din același motiv pentru care am participat și prima oară. Mă întorc pentru a repara și șterge greșelile făcute în prima ediție. Drugă Daniel vrea să-și redobândească statutul de campion. Să fii cel mai bun nu e ușor, dar nici imposibil. Vreau să redevin campion, să câștig și să fac istorie. Versus are tot ce trebuie pentru a câștiga și va fi greu să-i reziste cineva, mai ales după prestația lui din prima ediție. Am toate calitățile necesare pentru a câștiga. Sunt mai pregătit și motivat ca niciodată. Nimic nu-l va opri să câștige. Cariera lui nu se oprește aici. De-abia începe. Are toate șansele să-și mai adauge câteva centuri în vitrină. Nimic nu mă va opri să câștig. Sunt pregătit pentru oricine din RXF Slap 2. Voi învinge indiferent de adversar.
voi arăta lumii ce pot și voi câștiga premiul cel mare în valoare de 10.000 de euro. Am revenit din scurta pauză de publicitate, vă reamintim că sunteți la gala de Slep cu numărul 2 și am ajuns la partea mult așteptată din aceste meciuri pe care le-ați urmărit până în prezent, 4 la număr, așa că juriul a decis cum vor lupta cei 4 finaliști, Sebastian Vieru. Avem pe Spătărelu versus Lucian Croitoru și Daniel versus Gaspar Francisc. Avem meci între cei mari și cei mici, cum s-ar spune. Păi, în primul rând, Spătărelu cu Croitor, Lucian, nu au încasat nicio palmă și vrem să-i vedem și cum încasează. Sunt curios care va lovi primul. Iar Drugă Daniel cu Gaspar Francis sunt mult mai scunzi de înălțime și sunt aleși pe sprânceană, să spunem. Aleși pe sprânceană și decizii bine puse la punct, luate de către stafful RxSev, dar să vedem cei care urmează să intre în cușcă, dar nu la luptă, ci la palme, cum se vor descurca în aceste două meciuri. Sunt foarte... Cum va arăta finala? Vă dați seama că va fi finala clar între un om mare, da? Da, și unul mic. Pentru că dacă se luptă doi mari cu doi mici acum, în finală va ajunge părerea mea, acum, pentru că eu nu sunt prezentator, îmi permit să-mi dau cu părerea, Croitorul cu Gaspar. Cam asta văd eu pentru finală, scuriasă dacă peste 20 de minute o să am și dreptate sau nu. Hai să vedem. Nu știu dacă va trece de Drugă Daniel Gaspar. Zici că eu nu? Vreau să văd. Eu zic că să-i dăm legătura lui Mike Diamond pentru a nu aștepta cei care ne urmăresc foarte mult și a ajunge la momentul mult așteptat. Mike, ai legătura? All right, ladies and gentlemen, suntem la semifinala RxSev Slap 2. Are you ready? Introducing first... Prima luptă, prima semifinală, ladies and gentlemen, aș dori să-l chem în cușcă pe Gaspar Francis. Ladies and gentlemen, aș dori să-l chem și pe adversarul său către colțul auriu. Aplauze pentru Drugă Daniel! Hai, prima dată, ce alegeți? El ban și tu stemă. Drugă Daniel, stemă. Începe banul. Gaspar Francis. Știu, i-am spus și piciorul. Prima semifinală dintre Gaspar Francis și Daniel Drugă. Să vedem cine lovește prima rundă. Această decizie de a participa cei doi a fost luată de către staful RxSev cu privire la înălțimea celor doi și totodată la treia. Pentru a fi acest meci cât se poate de corect, la fel și cel precedent în care colegii noștri chiar au făcut referire la faptul că niciunul dintre ei nu încasaseră palme. Haideți să vedem lovitura. Încasează foarte bine. A încasat foarte bine Daniel Drugă. Să vedem acum cât de puternic lovește și cum va duce Gaspar Francis. Pare Francis un pic speriat de faptul că nici nu s-a clintit Drugă, nu? Asta am văzut eu în privirea lui. Drugă Daniel este un competitor foarte puternic, un participant puternic. La spate, l-am câștigat o competiție de slap. Bărbia mai în față. Înainte, iar la RxSev Slap 1 a fost eliminat, din păcate, în semifinală.
să vedem. Wow! Wow, se pare ce bine a dus palma asta. Da, ce bine, bine, adevărul este că n-a lovit spre, spre bărbie mai jos, a lovit undeva deasupra, spre obraz, ca să zic tâmplă, așa, pe tâmplă, așa, un pic. Uite, se vede lovitura aici, da? Da, dar iar a intenționat timp, iarăși, să bage capul. Da. Și... faci așa, și atunci n-ai... Avem, avem șanse să vedem... Te ajunge, stii mai în față și te ajunge. Un nou Comșa, sunt foarte buni încasatori amândoi. Piciorul mai ridici, da? Doar pe vârf. Doar da, pe vârf. Cred că vom vedea mai multe palme mai în multe palme semifinală. Decât, și cred că cu cât dau mai multe palme, cu cât se apropie mai mult de finală, își doresc să ajungă și în finală. Și se ambiționează mai tare, și eu cred. Wow, oh. Wow, iarăși foarte bine încasat. Nu l-a clintit, duce Daniel Drugă, se vede, are gâtul gros, musculatura este bine dezvoltată. Este obișnuit, oricum, a mai participat la acest concurs, știe la ce să aștepte. Au, i-a sărit vada. Oricum lovește destul de bine Gașpar. Și domnilor, ne pregătim pentru runda a patra. Nu mai miști de acolo. Domnul Sandu Lungu l-a atenționat pe Gaspar că au, trebuie să se mai miște. Au auzit, se pare că vom vedea mai multe rânduri de lovituri aici. Mai multe rânduri de palme, asta mi-am adus aminte de Comșa, pentru că par încasatori profesioniști, să spun așa. Runda 5. Or să arate într-un fel băieții ăștia la finalul wow, serii. A lovit mult. Dar și-a luat avânt cumva sau mi s-a părut? Spate. Nu, a ridicat, cred că, piciorul. Din cauza mesei, face nu? Acea mișcare de rotație, dar ia, a ridicat piciorul picior. Din cauza mesei. A, nu, 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 a fost corect. A lovit mult mai puternic Gașpar Francis, să vedem pe... pe Daniel Drugă cum lovește. Uite că ne-am dus până în runda, este, în runda 6, este a treia palmă pe care o dă Daniel Drugă. Arată ochilor. Oh. Vai. Se pare că ne vom lungi. Ne vom lungi. Oare ajungem la mai mult de runda? A cât a fost în primul set? A 11-a rundă, cred. Runda. Eu zic că duc băieții mai mult. S-ar putea să avem din nou niște fățuci care vor face în conjurul internetului. Wow. Produce Daniel Drugă. Mi se pare că cu cât încasează, tot mai greu este să renunți la luptă. Nu-ți vine să renunți. Pentru că știi că mai ai foarte puțin până în finală. Runda 8. Se pregătește Daniel Drugă să lovească. Nu schițezi nimic, acolo rămâi. A ratat-o pe asta sau s-a ferit? Ce s-a întâmplat? A dat cu degetele. Uite-te ce ai pe umăr. S-a ferit? Și-a întins puțin. Va fi eliminată. Ce, s-a retras cumva? S-a ferit? A anunțat deja domnul Sandu Lungu pentru că are două avertizmente și retrăgându-și capul l-a atins cumva și spre mor. Adică poziția mâinii se duce cum ar veni în jos. A băgat puțin capul la cutie, am impresia că... Îți dă în față, îți dă număr. Ne pregătim pentru runda a noua. Mâine la spate. Să primești palma respectivă. Asta zic, cred că e foarte greu, e chestie instinctivă. Când vezi că vine spre tine să... Nu știu, instinctul te face să... Și totuși, na, ne uităm la Drugă cum nu mișcă. Nu mișcă, într-adevăr. Nu mișcă, nu bagă capul, nu se ferește. Acum eu sper ca Gașpar să rămână pe poziție, să nu... Pentru că altfel va fi descalificat. Se demoralizează. Urmează cea de-a noua rundă, foarte, nu? Ce e foarte important, se pare că Spătărelu a renunțat la runda 10. Meciul.
nu și-a dorit, nu m-a dorit să participe, ceea ce la fel de important trebuie să știe toată lumea este că noi ne dorim corectitudinea acestui clar. Sport și pentru noi ar fi fost foarte corect ca cei doi meciuri 1 cu 3 să aibă loc, pentru că efectiv așa e corect față de toată lumea. Clar. Asta e. Pare rău că a renunțat pe terenul. Gentlemen, Caspar Francis a fost descalificat și câștigător este Drugă Daniel. Congratulations. Daniel. Și înțeleg că îl vom avea imediat în finală pe Daniel, nu? Din moment exact, ce o să avem o perioadă de publicitate. Îi spunem care... felicitări și noi lui Drugă Daniel pentru că a ieșit învingător din acest meci și adversarului său de asemenea pentru că a rezistat până la final, însă cu două avertizmente și a fost necesară descalificarea pentru că nu se respectă în tocmai regulile impuse la acest meci de slap. Colega noastră, Daniela Mireanu, este în cușcă cu Daniel Drugă. Bun găsit din nou, dragilor! Într-adevăr, sunt alături de Daniel Drugă, cel care a câștigat această primă semifinală. Daniel, cum te simți? Văd că ai ochiul destul de roșu. Sunt ok, e dureros, vă dați seama, e foarte dureros, dar sunt un pic așa dezamăgit că nu l-am prins cum trebuie. Tot timpul s-a ferit la fiecare lovitură, nu l-am prins ok, o lovitură ca în primul meci. Ești pregătit să câștigi în seara asta? Ești încrezător în forțele proprii? Crezi că ne vei lua cei 10.000 de euro? Da, sunt îngrezător în mine și sunt foarte determinat să câștig această competiție. Te-ai antrenat suplimentar față de data trecută? Da, m-am antrenat și am zis să discut cu toată lumea, să fie fair play. Da, e ok. Tu știi cel mai bine cum se practică acest sport, așa că îți dorim succes și ne vedem în final. Vă mulțumesc, da. Dragilor, înapoi la voi. Felicitări, Daniel, noi îți dorim succes pe mai departe și vreau să vă spun aici, dacă îmi pot permite să intervin, că apreciez, așa cum am făcut-o de fiecare dată și am subliniat acest aspect și în galele trecute, de fiecare dată când un amator sau un luptător, în funcție de caz, alege să continue și să participe și în alte gale, chiar dacă nu a ieșit învingător. Pentru meciul care urmează, are cuvântul Sebastian Vieru, promotorul, pentru că puțin mai devreme vreme ne-a adus la cunoștință un aspect al unuia dintre participanți care a renunțat. Sebastian? Se pare că Spătărelu a renunțat la meciul care trebuia să-l aibă în semifinala noastră împotriva lui Croitoru. Motivele pe care le-a anunțat el n-au nicio logică cu fair play-ul și cu corectitudinea acestui show pe care nu îl avem aici. Da, spune că și-ar fi dorit să se lupte cu cineva mai slab decât Croitorul. Practic asta ne-a spus tuturor la masă, n-avem de ce să ne ascundem. Cum ai spus, noi promovăm corectitudinea, era un meci real interesant de văzut între Croitorul și Spătărelu, însă Spătărelu și-ar fi dorit să se lupte cu unul dintre cei doi... Într-adevăr, iar pentru noi este mult mai corect ca cei care nu au primit palme până în momentul respectiv să lupte unul împotriva celuilalt. Da. În schimb, Croitorul merge mai departe, da, și va lupta direct în finală, asta este. Se pare că nu a încasat nicio palmă în acest concurs. Nu a încasat nicio palmă până acum. Va intra într-o finală cu Drugă Daniel, o să permitem o perioadă lui Daniel de recuperare și care să poată să-și revină. Vom avea meciul de fete, acela care e foarte interesant și incitant, în care noi cei de la masă vom juriza și vom alege câștigătoarea pentru această competiție, interviuri și după care ne revedem în finală. Și vreau să le reamintim celor de acasă că regulile sunt cu mult peste așteptările și ale noastre totodată pentru a fi cât mai corecte meciurile, chiar dacă aici există dreptul la opinie pentru fiecare dintre ei și ne dorim ca luptătorii să fie încântați de participarea în galele RXF, totodată trebuie să fiți bine informați încă de la început că deciziile aparțin întru totul staffului RXF și primează corectitudinea și respectul față de fiecare din cei ce intră, fie în cușcă pentru luptă sau la galele de slap. Acestea fiind spuse, noi vă mulțumim în continuare că urmăriți aceste meciuri și rămâneți până la final live alături de noi și vreau totodată să îi dau cuvântul Danielei, colegei noastre, pentru că mai are o surpriză pentru noi. Sperăm să nu o mai divulge invitatul tău, Daniela. Thank you.
De data asta, invitatul meu este liniștit și nu și-a mai divulgat identitatea, însă vă spun eu acum că este vorba despre Vicenzo, unul dintre cei mai fair play participanți ai concursurilor noastre, al competițiilor noastre. Vicenzo, bună seara, cum ți s-a părut? Mulțumesc! Cum ți s-au părut competițiile până în momentul de față? Cei de la Slep acum? Mm-hmm. Sincer, mi s-a părut mult mai puternice ca data trecută, sunt adversari mult mai mari. Am văzut că acum la care începe câștigă. Adică e albă sau neagră. Ține puțin și de noroc, având în vedere că cei doi dau cu banul să afle cine va lovi primul. Nu, pentru că așa a fost și data trecută, dar acum sunt adversari foarte mari, cu o putere foarte mare și ăla care dă primul cam are 99% să câștige. Așa e părerea mea. Bun, am înțeles, dar vreau să știu ce părere ai despre provocarea care ți-a fost lansată, pentru că noi știm foarte bine, Bogdan Mocanu aici de față își dorește un meci de slap cu tine, cum spunea el, mâna de țăran, de moldoven. Știu, eu am crezut că vorbești de provocarea lui Tarzan. Nu știu, dar te rog să ne-o divulgi tu acum. Am fost provocat eu cu Bogdan de un băiat care a văzut filmul Tarzan prea mult și... Cel din Next Fighter, te referi. Cel care, da, s-a chinuit puțin prin cușcă și ne-a provocat. Eu îl da provocarea asta, știu, dar cu Bogdan eu am vorbit. Am vorbit amândoi și am zis că nu o să facem niciun slap, pentru că după meciul care l-am făcut amândoi, s-a creat o prietenie foarte mare, o frăție chiar pot să spun, și nu... Din partea mea nu mi-aș dori să o fac și plus că mai ales un slap nu l-aș face. Dar împotriva altcuiva? Nu slap. Dar în cușca Eric Sefai mai intra pentru un meci. Da. Deci dacă aș mai sta în țară și aș mai prinde următoarea gală, de ce nu? Da, aș mai face încă o gală Eric Sef. Cu cine ți-ai dori să intri în cușca? Asta sincer nu știu, n-am adversar. Nu m-a provocat nici nimeni, m-a provocat cum ne provoacă pe toți mulți amatori. Dar n-am pe nimeni și nici nu vreau să provoc pe nimeni. Dacă rămân în țară, dar deocamdată nici nu o să... Spune-ne tu care-s planul, ne înțeleg că vrei să pleci din țară? Da, nu o să mă întorc niciodată, nu. Nu? Nu, am de gând să plec în America să mă mut. Mi-am făcut deja planurile, deci e cam târziu și sunt cam, să zicem, 0,01% să mai rămân. Și când ar trebui să aibă loc această plecare și această mutare definitivă în state? Din partea mea cât mai repede. Dar fiind America și fiind alt continent, mai durează puțin până vin niște acte, viză, tot felul. Dar o să, cât mai curând. Și nu o să-ți fie ție dor de noi, de Eric Sef, nu o să-ți fie dor de Bogdan, că uite, v-ați legat această frăție. Chiar de toată lumea și de toată echipa Barracuda și de toată echipa Eric Sef, pentru că știi că am fost în Dubai tot și s-a creat o familie, o prietenie foarte mare. O să-mi fie dor de toată lumea, îți dai seama, dar fiecare avem drumul lui și cel care o să vină prin America, cu mare drag îl voi primi. Da, mă gândesc în vacanță mai vii, adică nu pleci definitiv. Nu, nici în vacanță, nu. Nu cred așa ceva. Deci ăsta este anunțul momentului în Eric Sef, în exclusivitate, în premieră națională. Vicenzo părăsește România definitiv. Ca Superman care a murit, dar nu mai e returul. Ce te-a determinat să pleci definitiv? Am planuri foarte mari, foarte mari, business și plăcere mai ales în țara aia, adică eu de mic copil era visul meu să trăiesc în America. Miami, California. Miami. Știi, GTA Vice City, ceva, nu? San Andreas. Miami Beach. Miami Beach, am încercat și eu. Da. Până atunci te afli aici la Eric Sef Slep și vreau să-mi spui dacă ai vreun favorit, dacă ai vreun pronostic, cine crezi că va câștiga? Sincer, nu știu, pentru că eu când am văzut puțin participanții, am văzut unii foarte mari care eram sigur că o să câștige și au pierdut. Știi cum e, ca și la Eric Sef, ai văzut mulți, aveam și așteptări la mulți care să câștige, dar depinde de noroc acum, depinde de surprize, da. Da, surpriza noastră îți place, cea cu fetele? Am văzut niște fete foarte frumoase, dacă este cum se spune și cum am auzit, că de-aia am venit, că sunt palme peste fund... Da, este o fată foarte, foarte frumoasă, brunetă, tatuată acolo. Chiar mi-aș dori să o văd. Să o cunoști sau doar să o vezi? Ambele. Deci Vicenzo este singur, da? Și disponibil. Da. Una pentru mine. A venit și maică, vrea să împărțiți. Una pentru mine, ce facem aici? Ce să zic, între doi nu mă plouă, dar nici bine nu mie, nu? Nu? Am venit să precizez, trebuia să precizez. Come on, bro. We go after, yeah?
Even a party after. Asta e, ne vedem în cușcă. Împarți? Ce să împart? A, plăcerea? Ei, acum plăcerea. În general, dacă împarți, dacă îți place să împarți, dacă dăruiești. Dăruiesc o partidă, de ce nu? Dar ce e plăcerea inimii, nu prea. Deci este și profund, Vicenzo, sensibil. Îți dai seama, suntem oameni. Păi dacă tot ai venit în seara asta, poate se întâmplă acea cunoaștere despre care vorbeam și o iei pe fată în America, nu? A, e mult spus. E cale lungă până acolo. Îți dai seama că dacă plec eu, e alegerea mea. Dar să iau pe cineva cu mine, deja îi schimb viața. Nu pot să-mi permit să am așteptări. Și dacă dragostea e atât de mare încât își dorește să te urmeze pretutine? Cu mare drag. Cu mare drag. Da. Bine, dacă prind prea mult drag, poate iau cu forța, da? Fetelor, Vicenzo este disponibil, m-a mai spus. Nu spune nu. Chiar vrea să cunoască pe una dintre fete. Dar ne spui care din, cum o cheamă? Alexandra sau? Alexandra, da. Am intuit bine, că așa sunt femeile, au intuiție bună. Vicenzo disponibil, fetelor, urmăriți-l. Bun. Da, i-am văzut părerea lui Vicenzo, suntem și noi curioși cum se vor descurca fetele și urmează momentele următoare meciul dintre fete, însă Daniela, trebuie să-ți divulg un secret. Noi, de când am fost în Dubai cu sponsorul principal Barracuda Coin, Vicenzo ne-a mărturisit despre plecarea sa în Miami și stabilirea acolo. Dar cine știe, poate îl mai luăm prin legătură, prin Skype, rămâne de văzut. Până atunci, Lorelai, scuză-mă, ai de făcut un anunț. Da, voiam din nou să mulțumesc YouTube-ului și chat-ului. Suntem 6200, dar știu că putem să fim și mai mulți. Și să spun că chat-ul a fost foarte contrariat de retragerea lui Spătărelu. Pe lângă cei care au spus că s-a retras de frică, sunt și câțiva care întreabă despre o anumită tragere la sorți. Trebuie să-i anunțăm că această tragere la sorți a fost făcută la început, dar nu se putea ști cine trece mai departe. Deci primele meciuri au fost trase la sorți și mai departe vă explică Sebastian ce s-a întâmplat. Da, cum zicea și colega noastră, noi am tras la sorți primele meciuri, urmând ca în funcție de câștigătorii care vor ieși din aceste lupte să alegem luptele, pentru că, după cum v-am și zis înainte, este foarte important ca să fim corecți cu cei care participă, iar cei doi participanți, și anume Spătărelu și cu Croitorul, fiind cei mai odihniți, ca să zicem așa, fiind cei care n-au fost loviți până în momentul respectiv, era și corect ca cei doi să se lupte între ei. De asemenea, era și o diferență de înălțime, în care Daniel cât și Gașpar erau mult mai mici de înălțime, ca atare nu dorim să asigurăm o calele ușoară, cu toate că prin retragerea lui Spătărelu acest lucru s-a realizat pentru în favoarea lui Lucian. Noi nu ne dorim să călăm o cale ușoară spre a câștiga sau să avem pe cineva care să ne dorim să câștige cu orice preț. Noi ne dorim să fie un show, ne dorim să fie corect față de toți participanții de aici și ca atare faptul că Spătărelu a considerat că traseul sau nu putea să treacă din Lucian și sau traseul acesta nu este favorabil pentru el și s-a retras, este doar o decizie personală de-a lui. Însă urmează probabil momentul mult, mult așteptat de cei de pe YouTube și mai ales de partea masculină. Urmează să vedem pentru prima oară în slap și nici un booty slap, adică palmele peste fund, și avem niște funduri, e 22.03, de ce am voie să spun. Băi, mișto rău de tot. Cred că vreți să le vedeți pălmuite, măcar dacă în alt context nu pot fi privite. Care este regulamentul, pe care trebuie să le respecte fetele? Regulamentul este destul de simplu. Trebuie să se lovească alternativ, cum nu-și dorește fiecare peste fund, iar fiecare trebuie să lovească de 10 ori și să fie de asemenea lovită de 10 ori. Există o distanță pe care trebuie să o respecte, dat fiind faptul că masa nu mai există la acest meci? Nu există nicio distanță, ele pot să se apropie una de alta, pot să se lovească, iar în cazul în care una dintre cele două cedează, în sensul că durerea nu rezistă cele 10 lovituri, atunci este clar că una dintre ele este câștigătoare. Dacă ajungem la cele 10 lovituri de fiecare, noi cei de la această masă vom decide câștigătorul în funcție de urmele lăsate pe fundul adversarei. Wow. Da? Adică cine dă mai tare, ca să zicem, așa se va vedea și pe fundul acest adversarei.
Vicenzo ne-a făcut curioși, noi suntem curioși, meciul trebuie să se desfășoare, dar asta după o scurtă pauză de publicitate. Revenim cu meciul de slap dintre fete, așa că rămâneți alături de noi. Next Fighter is back. 20 aprilie 2023. Live pe YouTube-ul RXF. Două echipe, Team Maria vs. Team Samira. Cine va câștiga? Abonează-te pe rxf.ro să vezi. Florentin, zis și Versus, se întoarce în RXF Slap pentru a-și lua revanșa. Am oportunitatea de a reveni în RXF Slap 2 din același motiv pentru care am participat și prima oară. Mă întorc pentru a repara și șterge greșelile făcute în prima ediție. Drugă Daniel vrea să-și redobândească statutul de campion. Să fii cel mai bun nu-i ușor, dar nici imposibil. Vreau să redevin campion, să câștig și să fac istorie. Versus are tot ce trebuie pentru a câștiga și va fi greu să-i reziste cineva, mai ales după prestația lui din prima ediție. Am toate calitățile necesare pentru a câștiga. Sunt mai pregătit și motivat ca niciodată. Nimic nu-l va opri să câștige. Cariera lui nu se oprește aici. De-abia începe. Are toate șansele să-și mai adauge câteva centuri în vitrină. Nimic nu mă va opri să câștig. Sunt pregătit pentru oricine din RXF Slap 2. Voi învinge indiferent de adversar. Voi arăta lumii ce pot și voi câștiga premiul cel mare în valoare de 10.000 de euro. Thank you.
Am revenit și suntem la momentul mult așteptat de către noi toți cei din platou și cu siguranță dumneavoastră cei care urmăriți acum live pe canalul de YouTube RXF, pentru că urmează meciul dintre fete și pălmuțele pe care și le vor da reciproc cele două, așa cum a spus promotorul Sebastian Vieru, în funcție de cum alege fiecare. Este vorba de meciul dintre Roxana Ieftimie și Alexandra Iuhas. Anunțul a fost făcut încă de ceva vreme în urmă pe Instagram, pe RXF, despre această luptă surpriză, să spun așa. De fapt, nu luptă, ci gală de slep. Sebastian, cum a fost luată decizia ca să avem și în cadrul acestor gale de slep și meci dintre fete? Pentru, eu consider că este un divertisment și o pauză binevenită. Da. De respiro, nu? De respiro pentru cei participanți. Și eu cred că cei care ne vor urmări vor aprecia acest tip de concurs. Cu siguranță nu vom vedea niciun knockout la... Cu siguranță nu vom vedea acest lucru, dar vom vedea, în schimb, câteva vânătăi. Vânătăi 100%. Vânătăi. Am o întrebare pentru colega noastră, Lorelai. Te-ai băgat la un concurs de slap de palme la fund? Băi, sincer, nu, pentru că am... Acum depinde cu cine. Asta zic, nu cu o femeie, pentru că am filmul ăsta și n-aș vrea să mi-l stric. Știi, adică vreau să păstrez palmele alea peste fund doar într-un anumit context și dacă ar ajunge să doară și să fie în public și să fie de la o femeie, nu cred că aș putea să le mai primesc cum trebuie atunci când trebuie. Am înțeles, dar n-am înțeles ce mi-ai răspuns până la urmă. Te-ai băgat cu un bărbat. Cu un bărbat, da, dar nu în cușcă. Cu care din ei? Acum, la ce noroc am eu cu care o fi bun? Nu știu să, ce vrei să dau un nume acum, cu viitorul. Am înțeles. Succes! Mulțumesc! Acestea fiind spuse, în cușcă este Mike Diamond. Cred că nerăbdător să facă prezentarea fetelor. Am dreptate, Mike? Ai legătura. Alright, ladies and gentlemen, trebuia să fie a doua semifinală, Spătărelul Ionuț versus Croitorul Lucian, dar iată că Spătărelul Ionuț a renunțat și rămâne finala RXF Slap 2, Croitorul Lucian versus Drugă Daniel. Dar până atunci, ladies and gentlemen, avem o surpriză pentru voi. It's time for the Booty Slap. Ia uite că a apărut și muzica. It's time for the show. Doamnelor și domnilor, avem un show de dat palme la fund, special pentru voi. Are you ready? Aș dori să chem către colțul negru, în aplauzele voastre, pentru Alexandra Iuhas, care vine pentru voi cu trupa ei de dans și muzică. Haide să o întâmpinăm cu toții. Alexandra Iuhas! Sper că și-a pregătit fundul pentru palmele pe care urmează să le primească. Oh, abia așteaptă. Let's get it on! Big booty bitches! Domnilor și domnilor, în cușca RXF, Alexandra Iuhas. Întoarce-te să vedem ce va primi palme mai târziu. Vino. Come on. Hai să arătăm la toți ce va primi palmele de... Oh. Ați înțeles despre ce este vorba? E un spațiu întreg de primi palme. Domnilor și domnilor, Alexandra Iuhas. Sexy. Yeah. Let's give it up. All I want is bitches, big booty bitches. Doamnelor și domnilor, o prezentare specială cu un dans sexy din partea Alexandrei Iuhas. Ok, ladies and gentlemen, îți mulțumesc, Alexandra, hai să o chemăm pe oponenta ta aici în cușcă și hai să vedem
Cu cine vei face schimb de aceste palme pe fund? Are you ready, Eric Sef Slap? Avem cele mai tari surprize pentru voi. Stai conectat, YouTube, that's what's up. Doamnelor și domnilor, el este content creator, ea este Salva Mar și îi place adrenalina. Aplauze pentru Roxana Aftimiei! Come on! Oh, that booty! Oh, that booty! All right, iată o păsește în cușcă, Roxana Aftimiei! Ei bine, aș dori să-l chem pe Sandu să ne explice care sunt aceste reguli, care sunt regulile. Prima dată vom da cu banul, să vedem cine începe să dea prima lovitură, după care vor fi 10 lovituri peste fund, de partea la fiecare. Ei bine, ladies and gentlemen, Sandu Lungu has spoken. Este timpul să începem acest turneu și să vedem care dintre cele două va rezista cel mai mult la aceste palme pe fund. Te rog, Sandu, să le pui în poziție. Așa, avem cu banul mai întâi și după aia le punem în poziții. Tu începi. Așa. Începe Roxana Aftimiei. Mr. DJ, bagă ceva cu ritm. Mai am plecat. Așa. Ia uite prima palmă din partea Roxanei Aftimiei. Let's shake that booty! Ulala! S-a cutremurat tot corpul Alexandrei Iuhas. Ia să vedem retorica ei. Are you ready? Vă rog frumos, focusați cu mine aici, unde trebuie. La palmă. Oh, that's what I'm talking about! Fetelor, mai cu splash, mai cu splash. Suntem la a doua rundă. Hai, Roxana! Oh, yeah, that's a splash! Hai să vedem cine rezistă cel mai mult, unde se roșește cel mai tare. Iată că avem deja niște urme de palmă pe fundul Roxanei. De sus în jos. Ea speră că a creat un mare damage. Da, se pare că n-a fost un mare damage. Iată, să vedem pe Roxana. Ea speră să creeze mare damage pe fundul Alexandrei. Ulala, ce splash! Put the music louder, my brother. Oh baby, crank that up. Bro, niște 808-uri, some rap music, come on. Bam, bam. Haide, ne pregătim. Alexandra este gata să agreseze fundul Roxanei, dar uite că n-a reușit să-l dărâme. Iată că avem o revanșă, nu știu ce runde e asta, runda 6, runda 7, a patra. Uite că Sandu Lungu ține numărul foarte focusat. Eu mi-am pierdut un pic focusul. Check this out! It's time to crop that baby! Oh, yeah! S-a auzit până la voi! S-a auzit cum trebuie! Haide, Alexandra! Make it splash! Oh, yeah! Așa, pregătește zona! Oh, la la! Hai cu putere și cu determinare să câștigi! Let's give it up! Ai, mami, ce pasă? Ulala, uite că Roxana are o șansă. Are o șansă, dar am văzut că partea stângă a Roxanei este foarte, foarte roșie. Mă gândesc că poate vrei să egalezi acea roșeață, nu? Haide! Oh, yeah! Îmi place când face splash! Haide, Alexandra Iuhas! Let's give it up!
Poate că ai o tehnică nouă de data asta. Show me what you got. Mamma mia! S-a auzit bine. Suntem, cred că, la jumate, Sandu, nu? Suntem la jumate, se pare că acest concurs va ține. Nu e nicio problemă, ne place la nebunie. Let's give it up! Hai, Roxana! Splash that! Bam! All right! Alexandra Iuha se focusează către partea aceea care trebuie să o domine. Oh la la! Te invidiez. Alexandra! That's what's up! Alexandra a ales să dea cu palmele de sus în jos. Are o zonă ea care îi se pare că îi va determina câștigul. Ok. Să se aude splash-ul mai tare, te rog, Mr. DJ, muzica mai încet. Am o rugăminte din partea lui Sandu. Mulțumesc! Haide, Roxana, hai să vedem! Hai! Ia uite că a sărit scântei! A sărit? A sărit. A sărit la mine în ochi. Dragilor, vă propun să vă alegeți o poziție perfectă de vizionare. Da? Cei care nu o au, vă deplasați acum. Sau cereți schimbarea camerei. Haide, Alexandra! E despre tine. Wow! That was a booty slap! Ia să vedem, Roxana! Yeah! Am impresia sau... Nu, n-am nicio impresie. Amândouă s-au înroșit cum trebuie. Cred că intrăm în... în zona aceea în care una dintre ele va renunța. Hai, Alexandra, este șansa ta. Sandu, sunt niște penalizări, e ceva care poate să le penalizeze, o chestie de asta, că ne trebuie un pic. Până acum nu, să lovească doar zona bucii sau... Ok, zona bucii. Bucă sau fund. Nu e nicio penalizare, totul decurge conform regulamentului Eric Sef Booty Slap. Așa că, Roxana, te rog frumos. Oh yeah! Ia uite, avem un spirit... Ulala! Aș dori să chemăm un doctor, deoarece am observat... Avem o sângerare aici, pe buca stângă. Da? E de la unghie? E ok? Poți să continui? Da? Ok, continuăm, Alexandra! Hai să-ți iei revanșa cu acea zgârietură. Ți-a dat de te-a julit. Au! Hai că începe și Roxanei să se vadă niște pete mai extreme, așa. Nu știu, suntem în runda 20, nu? A 8-a, ok, hai. Runda 8-a! Let's give it up! Ura! Shake that booty! Unde e microfonul aici? Trebuie un microfon aici ca să surprindem sunetul perfect. Ați înțeles? Un microfon aici, sunteți cu mine? De-aia a spus să... Haide, Alexandra! Give it up, baby! Hai! Ai simțit ceva, Roxana? Nu mai poate, ok. Nu mai poate. Ultima rundă. Sandu a zis ultima rundă, așa că ultima rundă depinde. Pardon, a noua. A noua rundă, nu e ultima rundă, iată că mai avem. Haideți, fetelor, cu forță, cu determinare! Aia! Și cu cumpăt. Asta e. Hai, Alexandra. A transpirat, uite-te bine. Mai avem din praful ăla alb, poate praful ăla alb poate să ajuce un pic, știi? La grip, știi cum dai? Avem? Ia uite. Fără praf nu merge! Așa, fetelor. E roșu, e bine, e cum trebuie. ...808... Trap music, man. Booty. Rap music. Pleacă-te, pleacă-te. Haide! Ridică fundul.
Oh yeah! Ce forță! S-a auzit în tot cartierul acesta, Militar Residence. Oh yeah! Se pare că a fost un pic deviat. Ce părere ai, Sandu? Uite unde a prins-o. Uite aici. Trebuie aici. Avem un avertisment. Avem un avertisment pentru Alexandra Iuhas. Ulala. Hai, dăm cu praf. Cred că e ultima, cred că. All right, Sandu Lungu a zis, crede că este ultima rundă, așa că, fetelor, vă rog să focusăm asupra targetului vostru. Oh, yeah! Bravo, Roxana! Hai să vedem revanșa și probabil să alegem câștigătorul. Avem un drumare din partea arbitrului nostru, Sandu, să lovească această zonă, da? Eu sunt un sfat pe care a trebuit să-l consideri. Splash! Sandu Lungu a decis să se oprească această luptă. Iată cele două cu un spirit foarte frumos alături de noi în cușcă. Sandu, ia spune-mi. Da, a fost o luptă spectaculoasă. Voi merge și mă voi consulta cu colegii și să vedem cine e. All right! Se pare că avem ceva strâns între cele două, Roxana Aftimei și Alexandra Iuhas. Sandu se duce să se întrețină cu cei care au și ei, de asemenea, au văzut ce am văzut și noi. Și este un rezultat foarte strâns, vă zic, eu personal nu știu, așa că vom aștepta părerea staffului RXF. That's what's up. Fetelor, ați fost foarte brave, sunteți foarte sexy. Vă mulțumim că sunteți alături de noi aici, în cușa RXF. Un show, ladies and gentlemen, cum n-ați mai văzut. Stai conectat. Iată că vine Sandu Lungu cu răspunsul și avem un câștigător. Rox... Ah, stai. Roxana Aftimei! Felicitări, domnișoarelor! Ia uite, vă mulțumim că v-ați pus bucile la palme, la bătaie, aici în cușca RXF. Ce show frumos ne-ați dat! Thank you very much! Sexy! Roxana Aftimei, hai pentru un interviu, pentru că da, ai câștigat. Da, s-a închis un pic atmosfera acolo. Bine, bine că s-a luat imaginea și am revenit în platou și nu am rămas pentru realitate versus magia. Sunt puțin șocat că se putea întâmpla cine știe ce acolo. Și decât... Și chiar vă treabă, realitate versus magie. Exact. Da, vedem că... ce se întâmplă. Felicitări celor două fete, pentru că, într-adevăr, trebuie să o felicităm pe Roxana, câștigătoarea din acest meci de slap la funduleț. Însă nu o putem uita pe Alexandra, cea care a fost câștigătoare din punct de vedere al curajului și că a încasat atâtea palme. Gândiți-vă că fetele și-au dat cu puterea lor, cum au putut ele, 10 palme peste fund. Ia gândiți-vă la băieții care își dau 10 palme peste față. Da. Fetele și-au dat vreo 30 de palme peste fund, nu 10. Nu, cred că au fost 10 și 10. S-a părut mie că au fost mai puține și a trecut repede timpul. Dar Sandu, cred că n-a numărat bine, să zicem așa. O să verific la reluare. Se ajunsese la 20 și ceva, știu. A, cu două au fost premiere. Hai să vedem ce premiere are Daniela Mireanu Cușcă pentru noi, alături de Roxana. Cel mai încântați au fost băieții din această seară care se află aici, așadar, cred că fiecare dintre cele două, Roxana și Alexandra, merită un rând de aplauze din partea voastră, așa că vă rog, asta vreau să aud. Felicitări, fetelor! Roxana, zi-mi, cum te-ai simțit într-o astfel de competiție? Cred că este o experiență super mișto, nu știu, aș mai repeta-o cu drag și aș zice cât mai multor fete să vină, că e ceva super șmecher. Te-a durut? Doare puțin, îți dai seama, dar se combină cu adrenalina și nu simți. Poate după, nu știu, îi vedea mâine. Este și Alexandra aici, hai și tu lângă mine, că meriți. La ce vânătăi ai, cum te simți? Sunt bine, mă simt bine. Cum a fost?
O experiență unică. Ai repeta-o? Desigur. Cum ți s-a părut adversara ta? Este o fată puternică, știam lucrul acesta, practică sport de performanță, după câte știu. O felicit și mi-aș dori revanșa. Accepți revanșa? Da, accept. Iată, o să mai avem un astfel de meci de slap aici, bineînțeles la RXF. Dragilor, acestea au fost câștigătoarele noastre, pentru că sunt amândouă campioane, l-a luat palme la fund, nu-i așa? Mă întorc la voi. Mulțumim, Daniela, îți spun sincer că eu am trăit emoția intensă aici de pe scaun și parcă mă durea pe mine când vedeam acele palme încasate, mai bine zis decât date. Cred că s-au bucurat cei de acasă, în special băieții de acest meci al fetelor, de palmele primite, nu știu cât, că le era milă cu siguranță. Asta a fost un meci la care eu n-am închis ochii. Dacă la băieți am mai închis ochii când se loveau între ei, pentru că am tendința asta, la fete m-am uitat cu foarte mare atenție, am și filmat cu zoom ecranul să văd bine. Sunt tare curioasă cum o să arate Alexandra peste câteva ore. Eu am închis ochii de multe ori, că mi-a fost milă de fete, dar nu am înțeles ce s-a întâmplat la final, care cu care se pupau, de ce? Era o bucurie organizată. Era o bucurie, toată lumea se bucura că a terminat competiția. Toată lumea era sănătoasă. N-ar strica la meciul de slam să mai faci un happy end, Sebastian. Sperăm să nu vedem această bucurie și la băieți, Doamne ferește. Da, nu cred că vom avea acum, pentru că acolo orgolele sunt mult mai mari și premiul este mult. N-au să fie bucurie organizate. Da. Haideți, apoi la colega noastră, Daniela, cred mergem că... Mergem la colega noastră imediat, dar să nu uite cei de acasă că nu am încheiat această gală, pentru că va urma meciul dintre Drugă Daniel, da, pentru că mai avem un meci și Croitor Lucian, cel care rămusese fără adversar. Daniela, dacă ești pregătită, ai legătura... Înainte să vă prezint următorul meu invitat, vreau să vă spun că și Bia Khalifa își dorește să intre în cușca RXF Slap pentru a lua palme la fund. Deja știați asta, știați că își dorește și de la Bogdan, dar este dispusă să intre și în competiție cu o altă fată. Ne întoarcem aici pentru că următorul meu invitat este Fakiru, cel care îmi spunea mai devreme că era cam adormit așa. Cum vine asta? Păi vine dintr-un singur fel, pentru că mă pregătesc foarte bine pentru gala ce urmează și... Se pare că m-a luat puțin oboseala, că totuși este 11, dar nu credeam că după ce intră fetele, am căscat de nu știu câte ori până să intre fetele, dar nu mă gândeam că după ce intră fetele, mamă, m-a luat așa o adrenalină încât mi-a revenit total. Acum aveam chef de antrenament, deci nu mai... Da, ciudată chestie mi s-a întâmplat astăzi. Eu cred că ție îți trebuie cât o fată sau două așa în sala de antrenament înainte, știi ce zic? Sau să-ți dea palme în timp ce tu te antrenezi. Nu m-am gândit la asta, dar o iau ca pe soluție. Adică cred că o să-mi iau o fată cu mine, că cred că îmi dă foarte multă energie. Da? Deci bună soluție asta cu fetele. Bravo! Ai văzut? Mulțumesc! Cum ți s-a părut competiția până în acest punct? Cum ți s-au părut concurenții noștri? Ai și tu un favorit? Drugă ar fi favoritul meu, pentru că e și mic, e și de la țară și este un băiat muncitor care mi se aseamănă printre rânduri, adică cum sunt eu, este și el. M-aș bucura să câștige. M-aș bucura ca să arate încă o dată că nu contează dacă ești mare sau dacă ești mic. Adică și buturuga mică poate răsturna baia mare. Adică zic asta, dacă tot merge de sute de ani, mă gândesc că și astăzi aș vrea să o văd chiar fața mea. Având în vedere că primul care lovește se trage cu banul, se dă cu banul și vedem care dă. Ia, stai așa că a venit. A venit Bogdan. Nu m-a chemat să comentez, eu l-a chemat pe Fakiru care e însurat și are copii. I-a zis că s-a trezit, că era într-o stare de adormire profundă. Tu cum ești? Doamne, și-a revenit și uitați-vă la el. Da, nu mai pot de bucurie. El își revenise, ia, stai că mi-a venit toată gașca, ce să mai zic. Și ăsta este însurat și are și el copii acasă. Dar eu nu se uită copii. Copiii dorm la ora asta. Pentru că mi-a plăcut mie palmele astea. Nu erați toți adormiți aici când ați venit la mine la interviu și acum sunteți toți așa cu chef de viață. Față de energie, adică ce energie? Uitați-vă cum a venit instant și ei să dea declarația asta, adică după ce a văzut... Băi, da, dar voi că v-ați adunat acolo și v-ați uitat direct în ele, v-ați uitat, v-ați pus în spatele lor și v-ați uitat, era galerie aici. Știi ce mi se părea cel mai frumos la tot meciul ăsta al fetelor? Vreo una din ele să fi scăpat vreun vânt. Lăsăm gluma la o parte. Nu, stai așa, zi-mi care a fost favorita ta dintre fete. Păi te-ai cu stroci. Cum o să zici așa ceva? Măi, Bogdane! Care a fost favorita ta? Favorita mea a fost Iuhas, pentru că ne știm de mult, dar și Roxana este de treabă, jucă meciuri pe TikTok. Amândouă arată bine, nu pot să mint, dar amândouă arată bine.
foarte bine. Tu ce părere ai de ele? Tu ce părere ai? Costeluș. Măi, eu am avut o părere foarte bună și am zis că mai... Vă spun eu ce părere, nu mai are, vă spun eu, pentru că a găsit soluția antrenamentului perfect. Două fete care să-și dea palme și imediat îi vine cheful de antrenament. Vezi că e boost de testosteron, când te uiți la femei și așa, îți crește foarte mult testosteronul. Asta e soluția perfectă, băieți, dacă vreți să intrați în cușca RXF înainte. Dau acolo pentru la țară două oi. Și dai o miel dacă vreți, dai o miel de Paște, că tot vine Paștele, îți dai o mielul. Are om, da, bun asta. Gata, cum au venit, au și plecat, nu mai știu ce te întrebam, deci, fac eu. M-am spus că vis-a-vis de fetele care au fost, cred că a fost o soluție sau cine s-a gândit la asta, felicitări din partea mea, că ne-a revenit cu toți, uitați-vă că toți eram căzuți și acum toți sunteți mardoi, adică vedeți cum s-a schimbat treaba asta. Hai că mi-am adus aminte între timp, crezi că e vorba și de noroc în funcție de cine dă primul palma acum în finală? Da, deci atunci când se dă cu banul și... Ești favorit să dai primul, ești favorit să și câștigi, pentru că ați văzut în primele meciuri cine a dat primul a și câștigat. Și atunci, da, e o palmă grea, atunci se vede diferența. Cum stai tu cu pregătirea? Mi-ai zis că ești cam obosit în ultima perioadă, mai e puțin până în iunie. Nu, vă spun că totuși se acumulează oboseală că, pentru că faci 2-3 ore și nu este ușor. Dar crede-mă că în viața mea nu m-am crezut că la vârsta de 41 de ani mă simt ca la 21. Adică sunt foarte bine, sunt foarte bine. Acum nu pot să vă demonstrez să arunc asta pe aici până, dar vă spun că sunt foarte bine și mă bucură. Transmite-i un mesaj lui George. Iată, el nu e aici în seara asta, dar cu siguranță o să se uite la tine și, de ce nu, poate te și ascultă. Georgel, eu îți spun așa, nu știu cum să zic, prietenește, nu că nu suntem prieteni, dar trebuie să te antrenezi foarte bine. Ține cont de mine că am cele mai puternice croșee din lume, adică dacă intri pe de-astea, nu mai nici smurdu, n-are ce să mai să facă, descarcerarea nu mai zic că nu mai vine. Antrenează-te foarte bine că un singur pumn al meu te va trimite la somn. Somn. Nu știu. Da, nani, cum ar veni, da, cum zic ăștia mici. Așa că ai grijă și antrenează-te, pentru că cred că te va ajuta puțin să cazi sau să, nu știu, abar n-am. Antrenează-te, asta e părerea mea. N-am cum să nu observ eu colierul, pandantivul, nici nu știu cum să-l numesc, ce ai tu la gât aici. E cu dedicație? E cu dedicație că viața mea a fost plină de greutăți. Și atunci am ales ăsta cu greutate și chiar e greu dacă ai pus mâna pe el. Viața asta m-a făcut să fiu ceea ce sunt astăzi și s-a târnat atât de greu pentru mulți alții care nu sunt după la țară, sunt de la orașe și s-au fost crescuți altfel. Eu am fost crescut puțin mai greu și se simte asta vis-a-vis de mulți. Care mai e scopul tău? Adică tu ai făcut o groază de lucruri de-a lungul timpului, te știm de ani de zile. Mai ai ceva de făcut, ceva de demonstrat? Singura chestie care vreau să o demonstrez a fost și partea asta cu cușca și mi s-a oferit șansa asta și pe această care țin să le mulțumesc celor de la RXF că mi-a dat șansa asta să-mi arăt și aripa asta mea, adică de luptă, că am făcut eu nebunile mele, am sărit, am făcut Andres, adică am arătat destul de multe nebunii, doar că pe asta nu o făcusem și pe această cale, uitați, mulțumesc RXF-ului că dovedesc că sunt bun și aici. De două ori ai demonstrat-o și ai făcut-o cu brio. A treia oară urmează acum, mai vrei ceva? Adică, bine, știm, Moroșanu, Steven Seagal și Van Damme, nu? Da, ar fi bine, ai zis și foarte bine, adică ai enumerat foarte bine Moroșanu, Steven Seagal și a vrut să zic de Bruce, dar Bruce i-a plecat pentru noi. Van Damme ar fi fost visul meu, credeți-mă, nu știu, Van Damme, nu știu, îți dau și Bruce asta, îți dau asta, dau orice ca să-mi aduce aici pe Van Damme, nu știu, un vis pe care, dacă ar fi realitate, hai de cap, aș muri. Ce-ai face dacă l-ai întâlnit pe Van Damme întotdeauna? Ce îi spune? Aș vori politicos, pentru că mama m-a învățat să voresc politicos și îl întreb dacă vreau luptă cu mine. Mă, fratele meu, că îi spun românește, că nu știu engleză, știu patru cuvinte în engleză, știi, exit și abar n-am, bla, 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 dar îi spun politicos dacă ar vrea să aibă o luptă cu mine, pentru că e visul meu, dacă poate să-mi îndeplinească, dacă cred că e frică, că afla de mine. Cu siguranță e frică de tine, Fakiru, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi în seara asta. Mă întorc la voi pentru marea finală. Îți mulțumim, Daniela, îi mulțumim și lui Fakiru și dumneavoastră că ne urmăriți, băieți în special, sperăm că a fost o surpriză pentru voi acest meci dintre fete, dar nu vreau să vă mai rețin atenția eu foarte mult, așa încât în cușcă este Mike Diamond pentru a ajunge la finală. All right, ladies and gentlemen, RXF Slap 2, suntem la finală. Introducing first, către colțul negru, doamnelor și domnilor, în aplauzele voastre pentru Lucian Roito. În cușcă păsește Lucian Roito. All right, ladies and gentlemen.
Și acum aș dori să-l chem pe oponentul său către colțul auriu. Aplauze pentru Daniel Druga! Alright, să dăm cu banul, să vedem cine începe. Încă o dată? Încă o dată. Bă, dar dracu de bani, bă, nu sare, dar nu... Let's do it again, my brother! Yeah! Ăsta e banul. Trebuia deja să dai până acum. Lucian Croitoru va lovi primul pentru că s-a dus... Lucian Croitoru lovește primul. Pregătească mâinile, da. Lucian Croitoru, pentru cei care poate au intrat puțin mai târziu la Fight Club în live. Nu a încasat nicio palmă. Dintr-o palmă și-a făcut KO adversarul, iar în semifinal adversarul lui Ionuț Pătărelu a renunțat. Se poziționează atent lângă masă, conform regulilor pe care le reamintește maestrul Sandu Lungu. Am emoții, deja eu am emoții. Se vede diferența foarte mare după cum vedeți. Daniel Druga fiind la înălțimea... Eu zic că Daniel va duce palma. Bine, bine, Druga! Foarte frumos! Wow, foarte bine! Mie-mi place mult de tot de ăsta mic. Foarte mult. Bine. Și vreau acum să e puțin văd dezavantaj, Daniel, fiind mai mic de înălțime. Asta m-a așteptat toată seara să-l vedem pe Lucian Croitoru. Acum să vedem, într-adevăr, cum poate să ducă Lucian palma. Da, are palma mare. Druga e surpriza serii, din punctul meu de vedere. Au! Se vede că a lovit peste față, dar are palma mare și... Are palma foarte mare. Și e mult mai ușor să dai de sus în jos decât de jos în sus. Zâmbește înainte de oprimi. Într-adevăr, această competiție, în această competiție este vorba și despre cât de bine știi să încasezi și să duci aceste lovituri. Gentlemen, o palmă spectaculoasă din partea lui Druga Daniel. Bă, sincer, nu mă așteptam. A fost o palmă minunată. Cu un knockdown de excepție. Alright. Adică nu a încercat să se operează. Hai să vedem, să fim siguri că Croitoru... De punctul meu de vedere, a făcut cea mai mare prostie Spătărelu, că a renunțat așa ușor și a fost frică să lupte. Vedeți, de multe ori, așa cum am zis, sunt oameni care ne surprind cu coperta și alții cu conținutul. Exact cum a zis Ionuț Atodirese puțin mai devreme, a renunțat, poate pentru că Croitoru Lucian a fost foarte impunător din punct de vedere fizic. Câștigător, Daniel Druga! 10.000 de euro! Ulala! 10.000 de euro! I love this! Bravo! Bine ați venit la RXF Slam! Congrats! Premiul de nu uitați, va fi un premiu de 3.000 de euro și premiul special cel care a avut cea mai tare performanță, tot 3.000 de euro. Te rog frumos, hai să vedem despre acest interviu. Ce seară. Daniel Druga pentru a doua oară în cușca RXF Slap. Iată, de data asta pleci campion și cu premiul cel mare de 10.000 de euro. Cum te simți? Mă simt foarte ok și am vrut să le demonstrez la mulți că nu e ușor să intri cu un leu în cușcă. Ți-a fost teamă vreo secundă? Ceilalți ai văzut, au dat un pas înapoi în momentul în care l-au văzut pe Lucian. Cum ești tu? Niciodată n-am avut teamă, pentru că așa am intrat și în cușca leilor. Un rând de aplauze, vă rog, pentru... Ce vei face? Ia uite, un spirit de fair play. Bravo, a fost mai bun, a câștigat. Asta înseamnă fair play. Ce vei face cu marele premiu? O să investesc în mine, să mă antrenez cât mai mult și să merg și pe MMA. O să încerc să fac mai mult sport. Te-ai mai întoarce în curs ca RXF Slap
într-o altă ediție viitoare? Da. Da, este un mare da. Felicitări încă o dată câștigătorul nostru, Daniel Drugă, în această seară. Felicitări și ție, Lucian, bravo, pentru curaj. Leul întotdeauna își prinde prada. N-are. Dragilor, înapoi la voi, aceasta a fost plăcut, competiția noastră. Surprinsă de atitudinea lui Daniel Drugă și parcă și acum îmi vin în minte cuvintele lui, că nu e simplu să ajungi sus, dar nu este nici imposibil, dat fiind faptul că am avut aceste patru meciuri, s-au comprimat și iată că a luptat în finală croitorul Lucian și Drugă Daniel. Cei care au fost, să zic așa, finaliști, însă învingător a fost Drugă Daniel. Dacă l-am văzut în trecut la gala de slep, cum a plecat poate puțin trist și că nu a învins, de data aceasta și-a dorit foarte mult să participe din nou și chiar are spirit de învingător, așa cum a spus, nu i-a fost frică niciodată odată ce a reușit să intre în cușca leilor. Sebastian? Ce atitudine de campion a avut. Potrivită. El, anterior, știm foarte bine cu toții că a pierdut. A pierdut prin descalificare, pentru că a băgat umărul de câteva ori în semifinala. Dar acum a venit, a arătat că vrea cu orice să-și ia centura, ca să zicem așa, că el tot timpul a considerat că centura este a lui. S-a întors și uitați că a câștigat-o și a câștigat-o în fața unui adversar mai mare. Un adversar de care Spătărelul s-a temut. Asta voiam să fac o comparație între cel care trebuia să se lupte cu Spătărelul în semifinală, care era cam de același gabarit, aceleași kilograme și cu lovituri puternice amândoi, și atitudinea lui Daniel când i s-a spus intri direct în finală cu... Și care venea după o serie de palmi primite de la, de la Gașpar. Adică nu a fost o variantă în care n-am luat nicio palmă până atunci și... Și a încasat prima palmă și după aia l-a făcut knockout pe Lucian Croitor. Nu mă așteptam la așa ceva, deci m-a surprins total această competiție. Am zis că e surpriza serii, v-am zis de la început? Mi-a plăcut foarte mult. Surpriza serii, băiatul ăsta? Noi îl știam pe Daniel Drugă cu mult timp înainte, când a participat la prima competiție de slap, la a doua competiție de slap și... Uite că a câștigat-o pe cea de-a treia. Sperăm să-l vedem în continuare. Tot timpul și competiția... Reacția publicului a sălii, toată lumea l-a susținut. Competiția trecută am avut o mare surpriză prin Simeon Comșa, iar de această dată eroul serii a fost Daniel Drugă. Daniel Drugă și... Eu îmi doresc foarte mult ca Daniel să revină în slap, ceea ce o să sunt convins că va și face. În același timp, eu cred că la un Next Fighter sau la o gală de MMA, cred că și-ar dori foarte mult să lupte. Cu siguranță, pentru că noi l-am avut în platoul emisiunii și a spus că nu. Ne-a mărturisit că a fost cu Florentin Tincu cu Versus în platoul emisiunii și a zis că ar fi dispus să intre și în cușcă amândoi. Da. Sunt și din același sat, de undeva pe lângă București. În apropiere, așa în apropiere de București. Și a mai și spus că toți banii va investi în direcția asta, în el, pentru a se lupta. Eu abia aștept să-l văd. Sunt convinsă că și publicul. Pentru că am văzut reacția, e foarte ușor să simți când un personaj este iubit și apreciat pentru ceea ce este. Și Daniel s-a bucurat de cum a sărit toată lumea, cel puțin de aici din sală s-a văzut. Mai rău ca la fete, dacă la fete s-au strâns și filmau și era pe liniște, în momentul în care a dat, că îl și vedem aici, în momentul în care Daniel a dat este, prima palmă, este vorba de lumea. Efectul buturugii mici. Adică toată lumea ține cu cel mai și nu numai asta, dar deseori, eu nu știu dacă s-a auzit când am făcut comentariul acesta atunci când toată lumea se bucura pentru că a câștigat Daniel Drugă, că sunt oameni care te surprind cu coperta și oameni care te surprind cu conținutul. Așa foarte încât bine. Să nu ne lăsăm străpunși sentimental sau vizual de ceea ce vedem întotdeauna, pentru că nu știm ce se ascunde în interior. La fel cum a făcut această remarcă și promotorul Sebastian Vieru, buturuga mică răstoarnă ca o mare. Eu zic că asta a fost. Asta a fost. Dar asta a fost și a început cu a fost odată. Nu o să se termine niciodată sau cel puțin așa ne dorim, Ionuț? Vă urăm un Paște fericit tuturor, sărbători fericite pentru că suntem live și nu uitați să ne urmăriți pe data de 20 aprilie în Next Fighter, unde venim cu un main event dintre Maria Hângu și Samira. Bineînțeles, dar să nu uităm totuși că joi ne reîntâlnim la Fight Club, emisiunea pe care o urmăriți cu atât de mult interes de la 19:30 și vă mulțumim că sunteți de fiecare dată alături de mine, Ionuț Atodiresei și invitații noștri. Le mulțumim colegilor noștri care au contribuit la acest eveniment frumos organizat
organizat. Vă mulțumim dumneavoastră că ne urmăriți, tuturor participanților, și vă spun și eu sărbători fericite, dar ne reîntâlnim și joi de la 19:30. Mulțumim sponsorului principal Barracuda Coin și vă dorim o seară spectaculoasă. Pe curând! Seara frumoasă! La revedere! Next Fighter is back. 20 aprilie 2023. Live pe YouTube-ul RXF. Două echipe, Team Maria vs Team Samira. Cine va câștiga? Abonează-te pe rxf.ro să vezi.